toate. Bărba ta, cum ai zis, ne răsfățăm astăzi, nu? Doar astăzi? Asta este o trusă de scule. Aolo, și ce e? Și mai ce faci? Românește, te rog, că n-am înțeles. Adică ce se face cu ea? Da. Facem niște reparații pe aici, prin casă. Dărâmăm casa, tata, ce faci? Stai puțin, tu nu știi că ai artiști în familie, în casă? Cum adică? Dragul meu, dacă pe mine nu mă interesează chestiile astea, pe mine mă interesează ca băieții noștri să meargă să-și găsească un job, să muncească, să-și câștige un ban. Nu mă interesează cum se îmbracă, că se pensează, că se epilează. Ce, care e problema? Ea poate nu o să mai lucreze, eu nu fac față singur cu cheltuielile, deci va trebui și voi să vă descurcați să faceți ceva. Vreau să le dau un start de pornire în viață și aș vrea tu să mă sprijini și să mă înțelegi și să mă ajut cu chestia asta. Luna asta are... Da, la mai lucru și la noi 100 de fiecare, ieșim și noi în oraș, mergem și noi, ne aranjăm cu tine. Dar nu am, băiatul meu, nu am! Doar să fie copiii bine, atât îmi doresc. Niciodată. Personal nu știu dacă aș mai proceda la fel, din prisma celor întâmplate. Dacă au pățit ceva. Emisiunea de astăzi este despre educație. Vă vom prezenta o poveste de viață care va confirma că un copil nu este decât rodul educației și al formării primite de la părinți. Desigur, sunt și cazuri în care părinții s-au străduit și au făcut foarte puține greșeli, dar totuși rezultatul nu este cel dorit. Însă eu consider că aceste situații sunt doar niște excepții. Regula este clară. Culegi exact ce ai semănat. Doru și Letiția sunt părinții înstăriți a doi băieți, care ei înșiși se numesc artiști. Nu au realizări deosebite, dar au înclinații. Luca vrea să devină muzician, iar David se visează actor. Doar că nu au găsit încă motivația să muncească pentru idealurile lor. Dar fiind tineri, se gândesc că mai iau încă timp. Ai făcut programare la salonul ăla, nu? Da, cum să nu? La ce oră parcă? Cred că pe la 4. Ar trebui să ajungem acolo. Ajungem și noi mai devreme, poate terminăm cu aia mai devreme. E timp. Perfect. Până la 4. Să vedem unde lași mașina. E zona aglomerată, știi cum e acolo. Sunt David Rotaru, am 20 de ani și nici până acum nu mi-am dat seama ce să fac cu viața mea. Sunt Luca Rotaru, am aproape 19 ani și îmi place foarte mult să cânt la acordeon. Manicura. Manicura? Ne pensăm? Neapărat, tunsul, categoric. Tunsul, da, trebuie să te tuns, da. Oh, păi m-am las plâncine neapărat. Trebuie neapărat să mă pensez. Și după aia merge și noi molul ăla, că e tot vis-a-vis acolo, da? Da, mă, vreau să iau și Oana câte ceva, știi? Fac și pe ea fericită să zâmbească, băi. Da, mă, da, bravo, bravo, dacă vrem și eu cu tine. Da, după da, mă, ca să ai de unde să vezi. Ce faci, copii? Hai, nu, tata. Aolo, tata, ce mă cu valiza aia, te muți? Ce acolo, tata, ce sunt? Balauri? Ce sunt acolo? Asta este o trusă de scule. Aolo, și ce e? Și mai ce faci? Românește, te rog, că n-am înțeles. Adică ce se face cu ea? Da. Facem niște reparații pe aici, prin casă. Dărâmăm casa, tata, ce facem? Stai puțin, tu nu știi că ai artiști în familie, în casă? Cum adică? Sunt Doru Rotaru. Am 45 de ani, sunt inginer constructor de profesie și sunt căsătorit cu soția mea, Letiția, de 21 de ani. Dar nu vrei mai bine să chemăm noi un meșter? Să chemăm un meșter. De-aia suntem trei bărbați aici în casă, nu? Suntem și noi bărbați sau ce mai suntem până la urmă? Da, mă, tată, dar sunt oameni plătiți care fac chestia asta. Eu, unul, de exemplu, nu mă pricep. Dorm casa. Am fost cam indulgent cu copiii mei în ultima vreme și acum că au mai crescut, îmi dau seama că mi s-au cam suit în cap. Eu, intenționată, am vrut să vă prind și pe voi acasă, să mă ajutați și pe mine și să vedeți cum se face. Chiar dacă nu puteți să mă ajutați, că v-am luat așa ca din oală, măcar stați și vă uitați și vă dați seama cum se face data viitoare. Vă va prinde bine în viață. Ce vreau să ne spun, tată, îți mulțumesc că te-ai gândit la noi, dar nu e genul nostru, tată. Noi suntem artiști, știi foarte bine că ne-am vorbit la masă și ne-ai lăsat să dăm la facultate. Adică mă vezi pe mine să iau eu, nu știu ce aia măcar, să iau ciocanul, să bat cu eu, mă, tatăl, nu vezi ce mâine am. Păi de asta vreau să învățăm acum. De ce de fiecare dată, fiecare vorbă dintre noi trebuie să fie așa, să ajungem să ne certăm? V-am spus că doar mă ajutați și pe mine. Că tu începi cearta. Ce? Eu ți-am spus că suntem artiști, nu e de noi. Gata. Băi, atât. Eu nu înțeleg până la urmă. Ce e atâta cu artiștii? Eu nu văd în casa asta aici niciuna cultural. Văd doar muzică și teatru, atât. Că ne uităm păi ca la televizor. Actul ăsta cultural. Păi nu înseamnă muzică, nu înseamnă teatru? Ce vrei mai mult de atât? Aș dori să fiu actor, dar și designer vestimentar. Dar e destul de greu să intri și la actorie și la arte.
foarte mult de învățat. Trebuie să știm să schimbăm și un bec în viață, trebuie să știm să punem și un cuier, trebuie să știm să reparăm ceva. Dar sunt oameni plătiți. Păi da, dar voi ce o să faceți cu viața voastră dacă la un moment dat nu o să puteți să plătiți? Dacă ți se defectează mașina pe câmp, nu trebuie să înțelegi tu niște lucruri elementare? Sună mecanicul. Măi băiatule, și dacă faci o pană, ce o să faci? O să aștepți o oră până vine cineva în deșert să schimbe roata? Ce caut eu în deșert? Nu am pretenția să mute munții din loc. Nu vreau decât să petreacă puțin timp liber cu mine în familie și să învețe lucruri noi care probabil le vor prinde bine mai târziu în viață. Tata mea ia mereu cu aceeași plagă. Mai ajungi și pe mine prin casă, mai punem aia, mai facem aia. Nu vreau! Când va înțelege odată că nu vreau? Bă, dar toată viața ta crezi că o să stai numai aici pe canapea? Tot eu exagerez? Voi da? Exagerați, pe cuvânt. Deci, haideți să ne apucăm de treabă, că vorba multă, nu rezolvăm nimic. Stai puțin, tată, că nu putem, că avem programare la salon, nu? Noi, doamne. Nu? Nu putem, tată, chiar dacă ne ziceai din timp, poate nu făceam programare la salon. Voi avem programare la salon. Ba, avem programare, uite că știi și tata acum. Băi, voi faceți mișto de mine. Nu, ce programare la salon, mă? Ce voi sunteți bărbați? Ce căutați voi la salon? Vreți să vă tundeți sau ce, la frizerie? Nu înțeleg. Păi stai puțin, tată, frizeria e pentru tine, de modă veche, da? Țac, țac, gata, ai scăpat. La noi se fac frumos unghiile, da? Sprâncenele, părul. Masaj, da? Capilar. Păi sunăm și spunem că mai întârziați puțin, asta e problema. Păi... Hai. Nu, nu merge așa. Mai copii, după ce că eu vreau să petrecem timp în familie, tot timpul sunteți contra mea, tot timpul vreți să-mi faceți nervi. Asta numești tu timp în familie? Doamne ferește. Serios? Mama voastră trebuie să se bazeze pe voi la un moment dat. Poate eu pățesc ceva, poate nu o să mai fiu. Ce înseamnă ifosele astea așa ca de femei? Vreau să nu fiu înțeles greșit. Eu îmi iubesc copiii foarte mult. Însă tot ceea ce am făcut și ceea ce voi face este pentru că îmi doresc ca lor să le fie bine mai târziu în viață. Mă, da, uite, înțelege. Nu ne pricepem. Nu ne băgăm unde nu ne fierbe oala, da? Cel mai bine, frate miu, hai. Da, ești. Trebuie să ne îmbrăcăm, să ne pregătim, ne cerem scuze. Băi, voi sunteți serioși sau eu nu înțeleg? Da. Dacă vorbeai mai de devreme, poate. Dar acum am făcut. Ce eu trebuie să-mi fac programare la proprii mei băieți? Da, da. Băi, suntem noi o familie. Noi deja avem programare făcută. Da. Eu l-aș fi ajutat pe tata, că nu cădeau mâinile. Dar David a fost prea vehement și ar trebui să-i țin parte. Măi, nu te supăra, nu mai are rost. Măi, cum să nu mă supăr? Ne-au zis la telefon. Măi, copii, veniți mă încoace. Programează-te la noi la telefon și mai discutăm. Băi, sunt tatăl vostru, sunt aici cu voi în casă. Cum adică ne facem programări la telefon? Extraordinar așa ceva, deci nu-mi vine să cred. Dacă ne permiteți o exprimare mai familiară, putem spune că Doru a rămas cu buza umflată. Dar până la urmă, el și-a crescut și și-a educat copiii în acest fel. Deci nu prea are motive să se plângă. Am adăugat doar că băieților le-ar prinde bine un stagiu militar, dar drumul până la salon este mai scurt decât cel până la cazarmă. Hai mă, David, mai bine fata asta, uite de câte ceasul. Unde m-ai adus? Aici îmi petrec cel mai mult timpul. Dacă vreau să arăt bine și să am lângă mine fete mișto. Nu mă mai stresa și tu, dacă m-a încărcat bătrânul, ma... Ce să facem, băi, David? Fost de acord unde dăm. Nu suntem meseriași. Știu că ne-a supărat, dar asta e, ce să facem. Trebuie mai mult din aceeași barcă. Are doi băieți, ambii artiști. Ce vrea să ne pună să lucrăm la strung? Să ne murdărim mâinile de vaselină? Ah, frate, asta este... Știe că unde am dat, la ce facultate, plus aia de muzică la care sunt eu și vezi de aici tu la teatru. În orice caz o să fie bine acum, asta e, lasă la șeie, nu mă mai obosesc, eu n-ai văzut. Numai tu ești cel cu gura tare. Mă enervezi și tu, ești mult prea calm. Da, păi... Ținem și tu partea, nu mai sta așa, mielușel. Da, tată, să rămână, tată, e bine, tată, e ok, tu vorbești acolo, eu stau și îmi frec capul de pereți de nervi. Păi, n-ai de ce, deși tu paci și vezi ce bine o să fie, îți vezi de treaba ta doar din respect. De ce tot vrea să repare atâtea chestii prin casă? Adică nu sunt oameni specializați în chestia asta? De ce vrea să arunce mai mult decât poate? Știi, David, ele de modă veche, cum era pe vremea aia, cum odată unde nu era mecanici, era meseria și te ocupai tu, dar acum trăim alte vremuri. Dar uite-te și tu ce prestații avem. Să mă vezi pune să bag eu mâna în valiza aia, să auzi. Eu, ești rău frumos. Știi când o să pun eu mâna pe valiza aia? Când o să fie în calea mea și trebuie să o dau la o parte și nimeni acolo să o ridice în locul meu. Atât. Nu o să mă vezi niciodată punând mâna pe un ciocan, pe tot felul de scule. Respect, mă. Nu vezi la ce salon suntem, ne respectăm. Da. Despre ce vorbim, suntem la o frizerie. Și dacă știi, tot aș suna pe cineva care s-ar descurca mai bine. Da. Pe cine știe?
Eu nu-s făcut pentru munca asta. Categoric. Dar știi la ce facultate am dat? Părinții mei și-au asumat că au niște copii artiști. Iar artiștii trebuie să fie întreținuți. După ce terminăm aici, dăm o raită prin magazine, vedem și noi niște haine, ceva, reduceri. Da, sunt curios. Mergem, David. Hai. Mergem. Așa. Toată treaba ce avem. Așa te vreau. Uite mă că venim. Bună! Bună, bună! Bună! Tocmai vorbeam cu fratele meu, tocmai ziceam, dar mai bine. Eu ți-am zis să stai liniștit. Da. Mă scuz. Te rog. Da. Sper că o să fie bine, având în vedere ce afară e un frig. Te-am mai îngrijorat atât. Stai mă relaxat. E așa de greu să stai relaxat? Pă bune acum. Da, da, da. Nu mă interesează cât costă. Pentru mine e important să atrag privirile. Ce mi-ai recomandat și mie? Pentru păr. Pentru păr? Ten? Ia spune. Având în vedere că ai firul de păr destul de gros și un scalp destul de gras, aș recomanda un șampon special pentru așa ceva. Ai auzit, David, da? Da, da, luăm. Nu e o problemă. Am înțeles. Și niște fiole. V-ar prinde foarte bine. Și pentru ten? Ne uităm în detaliat sau? Cred că ar fi cel mai bine așa. Am înțeles. Nu problemă, facem o programare, ai auzit, David? Facem de face toate. Face și la manicură, că tot, dacă de tot am venit, toate, le facem bro. Pe toate, da? De toate, toate vorba ta, cum ai zis, ne răsfățăm astăzi, nu? Doar astăzi? Mamă, stai să vezi și ce alte zile ce să urmeze. Mamă! Mi se pare absolut normal ca un bărbat să se îngrijească, să-și facă unghiile, să-și facă părul, să-și facă sprâncenele. Dar nu mai suntem în epoca aia de piatră. Dovine vorba de aranjat. Da? Ai idee ce să fac cu sprâncenele astea să arate mai bine? Păi să arăt perfect. Sigur, rezolvăm și problema asta. Facem o programare la pensat, vorbim cu fata și nu problemă. Facem programare unde vrei tu. Da. Și unde e nevoie, îți dai seama. După aș merge să se aranjezi părul. Da? Am înțeles atunci. M-am simțit super astăzi. Într-adevăr, fratele meu a găsit un salon de nota 10. Auzi, da. Tipa de la unghie unde este, că mi-a sărit lacul și vreau să le fac. Este și ea, folosești lac pentru unghii? Da, da. Wow! Băi, trebuie să arăt bine. Arăți deja. Mi se ieșe des, mersi oricum. Aolea, ce bine este, relaxezi. La noi, în salonul ăsta este scopul. Să facem clienții să se simtă bine și să arate bine. Haide-mă că mă simt minunat acum. Ați reținut, da? Băiatului i-a sărit lacul de pe unghie. Orice femeie ar fi invidioasă pe acest vânjos și masculin băiat. Dar să revenim la preocupările celor doi frați care, după o sesiune de shopping, se întorc acasă pe deplin satisfăcuți și împliniți. Băi, auzi, dă-te-mă puțin că nu mă văd și eu. Ce fute mă la el? Să mă puțin să mi văd și eu pe geam dat atâția bani. Dar nu vezi ce bine arată? Față de aia, cum zicea tata. Nu vezi? Asta e modern. Păcat că nu ți-ai luat și tu la fel ca ai mei. Mă, n-are sens să ne luăm la fel. Adică nu suntem gemi. Ia mă, ia. Ce v-ați zis? Uite, ce zici? Care mai... Care mai old school așa și care mai model nou? E, niciunul nu este old school, ambii, ambele sunt cu rupturi, modele sunt mișto. Sunt cu rupturi, da, cum e cum se poartă acum, știi bine, mamă. Ia, fă pirueta, fă pirueta. Nu prea țin la modă, dar asta cere piața și trebuie să mă conformez, că altfel nu se mai uită nicio fată la mine. Tu ești genul cu rupturi, nu? Nu, îmi plac. Eu sunt ăsta, mai așa, mai. La mine trebuie să fie eleganță și frumusețe. Am înțeles. Păi da. N-am voie de nicio ruptură pe mine. Nimic. Tu ai să pun ochelari să vă văd mai bine. Ah. Plat ca mine. Măi, să știți că chiar da? Da. Moda vine, moda pleacă. Nu mai e pe vremea când eram noi tineri. În ziua de azi, dacă nu ești la modă, ești depășit. Și nimeni nu se uită la tine. Ce faci, tati? Tati, ia uite ei. Dar ce se întâmplă? De tati. Am luat și noi blugi. Am fost făcut shopping, iubitule. Am fost la, cum ai zis, mama, shopping, cum se zice mai nou, știi? Shopping? Da, da, da. Shopping. Bravo, dragii mei, bravo. Și ce v-ați luat de la shopping? Blugi. Ce să vezi? Blugi? Da. Care, mă, ăștia? Da, nu l-am luat la fel. Nu l-am luat la fel. Ia, întoarce-te, mă, puțin, că poate, nu știu, mă convins să-mi cumpăr și eu. Hai că sunt drăguți, nu mai fi. Cât se par cu rupturi, așa cum se poartă mai nou, știi? Doamne ferește, cu rupturi așa se poartă acum. Ce sunt, da, mă, cu rețenile astea? Poartă. Ce-ai, dragă, și tu? De ce insiști? Uite, pentru că așa se poartă, într-adevăr. Fără rupturi, poftim. Da, uite, fără rupturi, poftim. Băi, și stai, mai avem? Mai aveți? Păi da, mi-am dat o pereche aproape la fel.
Se comportă băieții ăștia ai mei, când e vorba de țoale, ca niște muieri. Mie îmi place de băieții noștri. Au ceva special, sunt mai aparte. Doamne ferește, dragă, tu vezi ce urâțeni și-au luat pe ce oda banii? Mie îmi plac. Ia stați-mă puțin să vă arăt eu blug adevărat. Păi ăștia sunt blugi, mă. Băi, ia mă, ce blugi adevărați. Doamne ferește, stați așa că facem o comparație acum. Ia stați un pic că vine. Ia, inevitabil, îți dai seama, acum trebuie să vină el, da, să ne arate blugii lui. Mamă, mi-e frică de ce o să ne arate. Ia uite aici. Ia uite. Fiți atenți, uite. Old school, da? Fashion. Antichitate. Astea le vezi în muzeu. Ce ajută ăștia, tată? Ce antichitate, mă? Ăștia rezistă. Măi, au 100 de spălări și sunt uitați-vă vintage, la ei. Și 100 de ani, probabil. Sunt aproape ca noi. Doru e un clasic. Așa a crescut. Însă și el avea niște haine în tinerețe de ziceai că l-a prins la furat. Acum exagerează și el. Păi ăștia ai voștri, dacă rezistă 10 spălări, după aia spui că sunt cârpe de șters pe jos. Tată, cârpele astea sunt 300 de lei. Cât? Nu vezi, mă, că sunt strâmți. Da, mă, 300 de lei. Băi, băiatule, ăsta lasă piciorul să respire, clasic, elegant, buzunare. Tu nu vezi textură, material, culoare frumoasă. Uite, albele are. Buzunare, uite. Păi cum, mă, să dai 300 buzunare de lei pe ăștia? Buzunare aici? Băi, până la urmă m-ați convins, prost nu e ăla, mă, care vi vinde. Prost sunt eu, că vă dau bani ca să vă cumpărați mizeriile astea. Aia, tata, nu e chiar așa. Acum și ce vrei să îmbrace cu aceeași pereche de blugi 3 luni la rând sau ce să fac? Căsătun ciudat, hai, mai treacă, meargă. Am înțeles că așa este la modă. Că-și fac unghiile cu lac. Bine, poate pot să o înțeleg și pe asta. Doresc să aibă niște profesii liberale, ușoare. Dar faptul că se îmbracă așa, fisticiu, ciudat, nu știu, nu am să înțeleg niciodată. Este foarte important ca un bărbat să aibă grijă de el, să fie manierat și pus la patroace. De cele mai multe ori, o pereche de șosete face diferența dintre un bărbat stilat și un tip de duzină. Tata, altfel sunt vremurile acum. Pe cum, mă, și de 300 de lei, adică și scumpi, și un material prost, și o culoare așa urâtă? Dar par de calitate, ți se par material prost, mie mi se par, tata, de calitate. Tata, e pe același material. Într-un fel, da, e tot ce vrei mai mult de atât? Dar cu alt design. Dragă, și deci ascultă-mă pe mine, deci nu, astea, ăștia nu sunt blugi serioși, nu știu, sunt... Nu știu, sunt contrafăcuți. Nu-ți plac ție, nu că... Pur și simplu nu înțeleg de ce dau banii pe niște cârpe cu care alții doar ar șterge pe jos. Mie îmi place că băieții mei se îmbracă așa. Sunt niște mizerii, cum să-mi plac așa ceva? Te rog frumos, deci insist, vreau să facem o ședință. Te rog, Letiția, acum, ședință. Pe voi să nu vă aud. Haide, te rog. Nu se poate, nu se mai poate în felul ăsta, nu putem continua așa. Dacă știam mai bine, nu mai ți arătam. Oricum, mie îmi plac, mie îmi plac. Sunt foarte frumos. Vezi, mă, mai bine nu mai arătam. Măcar mami. Mami. Discuția cu Letiția nu a rezolvat mare lucru. Cât despre Doru, el este îngrijorat și revoltat de ce se întâmplă cu băieții lui. Așa că este de înțeles că discuțiile cu cei apropiați din familie sunt în jurul aceluia subiect. Bă, frate, bă, sincer, mă bucur că ai venit pe la noi astăzi. Bă, dar nu știu, mă tot preocupă un subiect perioada asta de amânebunit. Bă, ce vremuri trăim, ce ne facem, mă, cu haimanalele astea de copii? Ce, mă, nici acum n-ai ajuns să te înțelegi cu ei? Cum o să mă înțeleg? Nici gând, frate, vezi-ți de treaba ta, n-ai cu cine. Li s-a urcat democrația la cap. Asta cred eu despre tinerii din ziua de astăzi. Tinerii ăștia din ziua de azi sunt foarte, foarte ciudați. Frate, ciudat este puțin spus. Mie îmi par așa, parcă concepuți cu altcineva, picați după altă planetă. Nu mai înțeleg, sincer, am avut și eu vârsta lor, da. Ce, dragă, ce ai de ești așa de nervos? Pe cum să nu fiu nervos, nevastă? Copiii ăștia, tu n-ai observat, pe tine nu te supără și pe tine? Păi, ca așa, hai noroc. Hai noroc. Să fim sănătoși. Să fim sănătoși. Să fim sănătoși, să nu eu murim din cauza copiilor, da. Care-i supărarea ta, că nu înțeleg? Ce vezi, măi? Pe cuvântul meu, frate meu, pe cuvântul meu, Letiția, dacă nu aș vrea să-i văd beți odată, decât să-i văd așa molăi să plângă tot timpul la câte un film împreună. Dragă, dar ei sunt artiști. Copiii noștri sunt niște artiști. Nu, dragă, înțeleg, ce, care-i problema ta? Pe vremurile noastre, artiștii se manifestau altfel, nu știu, făceau și ei o grevă, făceau, erau lideri de sindicați, erau mișcări pentru mișcări populare, mobilizau masele. Ăștia ce mobilizează? Iubitule, ce mobilizează? Nu poate să mute timpurile. O vază de aici până mai încolo. Astea sunt timpurile, hai, mai vă supărați, măi, băieți. Ce aveți și voi acum? Ia zi, cumnată mea ce mai face? Ce să fac, că e bine. Amă, te rog, eu nu mai căuta să schimb discuția. Letiția, știu că vrei să schimbi subiect. Dar nu schimb nicio discuție, mă întrebam și eu de cumnată mea, că n-am mai văzut-o de un card de bine, trebuie. E bine, a s-a dus pe la maică sa. Hai, încetează și tu cu chestia asta. Tu ai văzut cum se îmbracă ăștia ca muierile în ziua de astăzi? Ca femeile, asta e așa, sunt tinerii din ziua de astăzi. Nici nu vine să cred.
Cum adică, mă, frate, așa sunt tinerii în ziua de astăzi? Pe cuvântul meu, pe vremea noastră, când era câte unul îmbrăca mai fistichiu așa sau făcea tot posibilul să iasă în evidență, era bagiocura și de ridiculizat din partea întregului grup. Ai, toată lumea dar s-a luat... și ce vrea acum să trăim ca nevul mediu din nou sau ce să facem? Acum, cu cât ești mai în evidență, mai fistichiu, mai ciudat, mai ca un clov, cu atât ești mai popular, cu atât ești mai aparte, ești păi deosebit. Și ce vrei? Ne adaptăm și noi vremurilor, nu putem să îi obligăm pe copii să fie cum să fie. Și fiul meu e la fel. Se trezește târziu, nu face nimic. Îmbrăcesc gura de pomană toată ziua. Îi intră pe ureche, îi iese pe cealaltă. Băi, sunteți prea critici, ce aveți? Mie unul când văd tineretul din ziua de azi vine să plâng. Să vină naibii unii să impună din nou armata. Și retroactiv. Bă, de ce vă v-a plăcut în armată? Păi dacă vrei ceva de la viață, fă-ne nearmată. Dragul meu, dar pe mine nu mă interesează chestiile astea. Pe mine mă interesează ca băieții noștri să meargă să-și găsească un job, să muncească, să-și câștige un bani. Nu mă interesează cum se îmbracă, că se pensează, că se epilează. Ce, care-i problema? Deci... ce noi nu ne pensăm, nu ne epilăm, nu ne aranjăm? Cumnată mea le cam e apărarea, dar la urmă urmei trebuie să înțeleagă și ea că un bărbat e un bărbat. Trebuie să fie robust, trebuie să fie puternic. Deci asta este o altă problemă. Eu, în primul rând, dacă s-ar mai înființa armata, aș da și bani, aș plăti pentru serviciul ăsta. Ideea este cu pensatul ăsta și cu prostiile astea. Da, mă, frate, ai văzut că ăștia se pensează? Și fii atent, nu e numai asta, se și epilează. Deci, pe cuvântul meu, și nu e numai asta, pe cuvântul meu, deci își mai fac și unghiile. Deci... se îngrijește mai mult ca o femeie, ca nevastă mea, pe cuvântul deci, meu, frate. Deci tu dai seama că dacă ar fi făcut un an armata, păi n-ar mai zic fizic nici pâs. Ieșeau de acolo direct bărbați căliți, pregătiți de familie. Păi da, pentru că eu am o dilemă. Oare copiii ăștia ai noștri o să fie vreodată în stare să aibă un serviciu bun, să vrea să avanseze ierarhic, să dea pe alți colegi la o parte pentru asta un da. Să aibă asta un copil, să fie în stare să întrețină un copil, o femeie, o nevastă, să aibă și el o casă, să aibă o mașină de Doamne ajută. Ce-ți mai ieși cu bărbații ăștia? Bun la critici, dar la fapte, ioc. Sunt mai sensibil. Eu am avut grijă de ei altfel, să știi. Tu ești bărbat, gândești altfel, eu sunt femeie, sunt mamă și altă mentalitate am. Da, și acum e milă de ei mie pentru că nu or să se descurce în societate. Pe cuvânt, Doamne ferește să vină vreun război sau o revoluție, ceva. O să-i ajutăm noi. Când o să-i ajutăm? O să-i ajutăm și dincolo de mormânt, dincolo de groapă, nu știu. Las că mai avem până acolo. Sunt aproape disperat. Eu nu știu ce să mai mă fac cu ei și cu trendurile astea ale lor acum. La modă. Este normal, sunt tineri, trebuie să fie îngrijiți și ei. Și au văzut la mine că eu mă tot duc la salon, că fac aia, că mă îngrijesc. Și au luat și ei modelul probabil de la mine, ce vrei să zic. Și se poartă chestia asta. Asta este societatea de azi. Deci vă dați seama la un moment dat să stai cu inima în gât de frică că i-a sărit lui fiul lacul după unghii. Cum mai poate el să aibă o activitate serioasă sau ceva? Mă, tată, dă-mi bani să mă duc iară să pun lac pe unghii. Dor. Doamne, ce vremuri trăim, deci nu-mi vine să cred. Nu, lăsați-mă să mă bucur de berea asta. Dorule, râdem, dar uite că am ajuns exact în stadiul ăsta. Deci este amuzant, dar în același timp este trist. Dureros de trist. Eu cred că exagerați. Probabil că exagerăm, dar cred că ar trebui ca noi doi să petrecem mai mult timp cu ei, ca să-i mai strunim un pic, zic eu. Doamne, ferește, ce vremuri am apucat să trăiesc, să am grijă de copii mari, de parcă ar fi sugari. Exagerează Doru? Poate că este comparația puțin cam dură, dar ideea o catalogăm ca fiind în regulă. Dar totuși, ce este de făcut? Fac fetele mele? Mă, de că tată, nu vezi, uite așa la un film. Ce, mă, ce stai, ce faci? Termină-te, mă, și închide. Ce faci, tată? Tâmpenia asta. Tată, lasă-mă, că a rămas până la final, ce faci? Cum adică a rămas până la final? Dar ce-i, domnule, doar un film, ce ai nebunit la cap? Lasă-mă să mă uit de telecomanda. Ce, mă, de ce plângi? Era un final bun. Doamne, ferește! Tu-l vezi, mă, pe ăsta că plânge? Lasă-mă pe plângăcios ăsta, vreau telecomanda, vreau să văd finalul. Ce final, mă, ce telecomandă? Terminați-vă cu chestiile astea pentru că am ceva important să vă zic. Na, vrei să plângi, o să ai motiv de ce să plângi de acum înainte. Am dat mai important era telenovela la care ne uitam noi. Termină-te cu prostiile astea, deci nu vine să cred ce aud. Ce naibii, ești băiat mare. Ai o vârstă. Da, da, mă uit la telenovele. Avem altceva important de vorbit în seara asta. Spune ce. Ce anume? Păi, și anume că avem niște dificultăți de acum înainte în familie.
și nu o să mai putem să, eu și cu mama voastră, să vă asigurăm toate cheltuielile. Da, puteți să stați în casă, mâncați cu noi la masă, dar în afară de 3 mese pe zi și acoperișul acestei case, eventual și, nu știu, 100 de lei de cheltuială pe lună de fiecare, atât este maxim. Îți bagi joc de mine? 100 de lei? De fiecare? Pe lună? Dar ce, nu vorbesc destul de clar? La ce de te tot timpul trebuie să la ce te referi? Avem niște probleme în familie, ce mama ce voastră... Mama? Ce, mă, mamă, că văd că ești trasă la față așa. Mama ce? Voastră este bolnavă. Mi-e rău, dracu. Bolnavă? Da, este bolnavă. E o pastilă. Îți revii. Nu, dragule, nu. Nu trebuie să iau o pastilă, că nu se va rezolva cu o pastilă. E ceva mai... De data asta nu se rezolvă cu o pastilă. Este ceva, un demers care trebuie analizat mai, o perioadă mai îndelungată. O să facem niște investigații medicale. Investigații? Și atunci, da, bineînțeles, trebuie să făcute. Nu, că nu te simți bine, ce faci? Investigații, păi, medicale. Ce s-a întâmplat? Dă-ne detalii, stai puțin, detalii, ești o moarte, copii, Doamne ferește, ce ai? Copiii voștri. Cum ai să vorbești așa cu mine? Să nu exagerăm asta. Stai, mamă, băi, stai, mama voastră este un pic afectată acum și nu e cazul să o bombardăm cu întrebări, să ne dea toate explicațiile. De aceea preferă să vă spun eu ce este esențial. Acum îmi dau și-o seama cât de importantă sunt pentru băieții mei. David m-ar arunca ca pe o măsea stricată la gunoi, iar Luca nu-i mai brează ca el. Esențial este că va trebui să îi alocăm ei mai multă grijă. Spune, eu despre ce este vorba. Lucrurile nu sunt foarte roz în familia noastră momentan și de aceea avem nevoie și de suportul vostru. Ea poate nu o să mai lucreze, eu nu fac față singur cu cheltuielile, deci va trebui și voi să vă descurcați să faceți ceva. Ca tot român. Da, tate, eu nu sunt de acord. Pentru mama mea fac orice este posibil. Muresc de frate, nu știu ce poate face. Ca tot românul, să se descurce și el ca tot românul. Orice ar fi mâncat, tot nu e de mine, tată. Da, nu avem alte soluții? Da, putem să încercăm. E de tine, nu e de tine, nu avem alte soluții. Nu avem bani puși deoparte sau pentru situații din astea inedite și neprevăzute. Vorba aceea, încercare, moarte n-ar. Sper că această plecare a noastră să-i mai responsabilizeze pe băieți și să-i aducă cu picioarele pe pământ. Da, chiar, spune-ne și noi despre ce se vorba acum. Am înțeles, e bolnavă, dar dă-ne mai multe detalii. Mai multe detalii nu pot să vă dau acum. Știu doar că bugetul ne obligă să avem niște cheltuieli, pentru că eu și cu mama voastră vom pleca la o clinică din Turcia. Turcia? Turcia? Da, da, pe acolo... Pe cum, România nu e gata, s-a terminat România? Nu e vorba de asta, sunt medici specialiști pe genul ei de afecțiune, vom face investigații amănunțite și vom sta 2 săptămâni acolo și de-abia după două aceea săptămâni? Vom ști mai... Da, 2 săptămâni. Sper ca mama să fie bine. Mă cam sper această veste. Mai multe explicații nu am la ora asta, după ce vom reveni din Turcia. Vedeți cum vă descurcați și voi săptămânile astea două cât o să fim plecați? Măcar lasă-ne bani. Deci nu sunt bani în casă altceva decât pentru strictul calculat care deja este necesar acolo. Aveți facturile plătite, puteți sta liniștiți în casă, aveți mâncare la frigider, trebuie să învățați să vă gătiți, nu mai prosti din astea cu... Strictul necesar. Da, adică strictul necesar. Și mersul la salon, și manicura, și sprâncenele, și părul, da? Situația mamei ne impune să avem o viață ușor austeră perioada asta. Vom funcționa toți pe cotă de avarie. Deci, mamă, vă rog, tată, eu mult de tot. Nu mai lua cu cuvinte din astea, mă. Dar cum vrei, mă, copilule, să te iau? Cum vrei, că îmi faci nervi? De asta nu-mi place să eu stau să... Eu mă, mai ușor! Pe cum să te iau? Cât mai de ușor de atât? Că mi se pare că tu păi ești rău intenționat. Câte programări? În primul rând, câte programări o să am săptămânile astea? Pe asta este important sau câte programări are mama ta? Hai, te rog, eu nu insista și nu încerca să mă superi. Tata nu știe altceva în afară de muncă și militarie. Uite că din ambiție nu facă el. Să vedem ce face. Vai, dragă, ce tată rău sunt. Pentru că le-am spus copiilor mei majori să meargă naibii odată la muncă. În loc să mergem la munte, stai și frejoțile la mașină. Cu ce bani, mă? Am putut inventar un casă și putem să scoatem bani frumoși. Ce inventar ai făcut, mă, tu? Că mama e bolnavă, cu tata, te-ți arde de astea? Să faci inventar, să vinzi? Ce tot spui acolo de copii și ei sunt foarte bine, le-am dat o lecție bună. Dar de ce mă întreb de pensie? Păi vrem și noi niște bănuțe, că scoatem și noi niște gagicuțe pe afară. Adică mama voastră știți bine în ce situație ești, vouă vadă de... Te rușine să muncești în supermarket? Sau să faci într-un magazin de bricolaj să pui marfă pe un raft? Ți-e rușine, scade mâna? Să fac, mă, cu 100 de lei.
Păi cum ce să faci cu 100 de lei? Ce face atât de multă lume cu 100 de lei? Dacă vrei îți mai dau eu un dos de palpă ca să te scârpesc și să înțelegi ce să faci cu 100 de lei. Ia uite, domne, stau să-mi bat capul atâta cu tine. Situația este destul de gravă, vă rog frumos să vă comportați matur, da? Dați dovadă de puțină responsabilitate. Ia uite, domnule, atât de explicați. Dacă băieții mei vor trece acest test, voi începe să am încredere în ei. Până atunci, îmi este frică să nu dea foc la casă. Am să încerc să fac lucrurile așa cum trebuie. Chiar dacă n-am experiență, că n-am făcut nimic până la vârsta asta. Băi, văd că pe tine te interesează doar banii, dar aici e vorba de mama. Și nu mama altcuiva, mama noastră. Așa că două săptămâni nu murim, stai tu liniștit. O să facem noi ceva cât timp sute plecați. Așa că gata, lasă-o. Dă-i să ne mai uităm la filmul o dată. Eu și cu Letiția o să plecăm vreo două săptămâni în Turcia. Chiar sunt curios să văd cum o să descurce aceste două lepre împreună. Deloc onorant apelativul folosit de Doru, totuși Luca începe să reacționeze. David însă nu cedează. Ce faci, mă? Te-ai lovit la cap, te-ai apucat spălatul mașinii. Ai uitat că a zis tata să avem grijă de mașină cât e plecat în Turcia? Cu tata, dacă nu-i convine, să-și spele singur mașina. Nu așa dintr-o dată să ne schimbe stilul de viață radical. Mai bine te duci și tu în curte și ai venit și cu o găleată, că stau singur aici, hai. No, Manu, că ies cu iubii astăzi. Ești cu iubii? Sau mai bine să ia cu tine? Păi ești prost. Cum, mă? Eu zic să îi cam dai pace, că nu-i de nasul tău, frate. Că ia dacă ne-a mai avea bani, te-ar schimba ca pe o geacă. Da, 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 ia uite cine dă în cărți acum. Da, eu zic de bine. De unde știi, mă, asta? O cunoști tu pe ea? Nu, da, din sursele mele am auzit. Da, 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 da. Hai, facem și noi treaba aici, că eu nu vreau, nu mai vreau să mai fiu au. Da, mă, tu speli, eu mă uit. Asta e treaba mea. Ce vrei să-mi stric unghiile, pe bune? Ar trebui să arătăm mamei puțină înțelegere și puțină recunoștință, că și așa am suportat atât de mult. În loc să mergem la munte, stai și frejoțile la mașină. Cu ce bani, mă? Cu ce bani, mă, să mergem la munte? Crezi că e așa hop hop 100-200? O grămadă de bani o plecare pe la munte. Puțin. Am putut inventar un casă și putem să scoatem bani frumoși. Ce inventare ai făcut, mă, tu? Că mama e bolnavă cu tata, ți-ți arde de astea? Să faci inventar, să vinzi? Da, mă, fii atent, au o bicicletă jos, nici nu mai știu de ea. Și știi că mama are aparatul ăla de masaj, nu l-a mai folosită, hă? A uitat bicicleta de... ca bicicletă, dar la care nevoie de aparatul de masaj? Ce facem? Te ai faci un aparat? Crezi că și-l mai amintește de când e și ăla acolo? Nu, mă, că scoatem câteva sute bune. Băi, frate, mă, la ce m-am gândit? Decât să vindem ce avem noi din casă mai de preț, mai bine o stică de pe stradă și o reciclez. Bă, tu ești întreg la minte? 2-3 lei iei pe alea, 2-3 lei, ce facem, bă, cu 2-3 lei? Luăm și noi acadea, cum făceam când eram mai mici? Frate, de acadele, mă? Fratele meu, mai bine aș face așa, decât să vând cea mai de preț. Ce, mă, de preț o bicicletă? Da, un aparat de masaj? Da, aparatul de masaj ajută pe mama. Așa și nu și altul. Ai noștri au destui bani cât să ducem un stil de viață decent, chiar și cu alte cheltuieli în plus. Mai bine te duci. Iei găleata, terminăm mașina, că toți suntem amândoi în aceeași oală și să vedem cum facem bani. Poate vii cu mine, te angajezi, că eu aș vrea să mă duc să mă angajez. Te bagi? Nu, ai nebunit? Până la urmă, chiar vreau să văd și dacă mă pot descurca singur. Că nu o să stau după mama și după tata toată viața. Cred că tata încearcă să creeze un precedent, să ne pună să muncim pe undeva și după să facă din asta o regulă. Dar ce, mă, ți-e rușine să muncești în supermarket? Sau să faci într-un magazin de biculoasă, să pui marfă pe un raft? Ți-e rușine? Scade mâna? Nu cade mâna, dar cade lacul, de pe unghi. Lacul ca lacul, frate, dar trebuie să muncim și noi în viața asta. Că uite, vin niște probleme și nu poți să stai în papă la televizor. Să, mă, că le rezolvăm. Ce rezolvăm, mă, tu? Ascultă-mă, pe mine, mergi pe mâna mea. Că tu de fiecare dată când ai mers pe mâna mea, ai ieșit bine. Eu am de gând să mă gospodăresc singur. Bine, rău, așa o să fac. Și chiar nu mă interesează ce spune David. Nu, mă, du-te și aduc gălea mai bine să spălăm împreună aici, nu-i păcat? Bă, tu ești surd, ți-am zis că mă fac cu iub. Care iubi, mă? Aia care te folosește de te șantajează, ți-a banii, ți-a mâncat toți banii. Bă, ai ajuns să vinzi din casă, ești nebun. Aia mă vrea că sunt frumos, să știi și tu asta. Tu treci și spală roata aia. Bine, bine, să nu vii. Ai grijă ce faci. Da, da. Revenim acum la părinții celor doi băieți, care nu au ajuns la clinica din Turcia, pentru că între timp s-au oprit în altă parte. Iubire, ce faci, iubire? Mă neglijezi, mă lași singur? Te-am chemat să-mi dai și mie uleiul ăla de păr și nici nu m-ai auzit. Putem să dăm cu ulei de păr după? Dumnezeule, ești atât de frumoasă, ești incredibil de atrăgătoare. Mulțumesc. Eu ultimul concediu l-am avut acum 2 ani. Nici nu mai mi-aduc aminte când mi-am cumpărat ultima oară ceva pentru mine. Arăți neschimbată ca atunci când ne-am cunoscut.
Serios? Da. Chiar crezi? Sunt absolut convins, mă uit la tine și îmi dau seama de asta în fiecare zi. Auzi, dar pe mine mă frământă altceva. Oare am făcut bine cu copiii să-i lăsăm așa de capul lor, fără bani? Dragă, suntem în concediu, te rog, hai să ne bucurăm de clipele astea frumoase, uite, da, eu... Da, mă mustră conștiința. Lasă, dragă, să te mustre conștiința pentru lucrul ăsta. Uite, vreau să spun ceva inteligent, să știi, interesant, la care mă gândeam că erai tu plecat. Yes. Că eu te iubesc astăzi mai mult decât ieri și mai puțin decât și mai... Și eu te iubesc. Ah, iubirea vieții mele. Ce tot spui acolo de copii și ei sunt foarte bine, le-am dat o lecție bună. Le-am dat o lecție bună, totuși, dacă nu se descurcă, ce fac ei singuri? N-au fost niciodată singuri lăsați așa de capul. Dar ce dragă, sunt copii mici. Și fără bani. Îți dai seama? Păi, să muncească și ei, să facă ceva, să se descurce în viață, nu? Doru a inventat această minciună, cum că aș fi bolnavă și aș avea nevoie de tratament. A vrut să-i șocheze puțin pe copii. Doar își mai bagă mințile în cap și se responsabilizează puțin. Avem niște copii reușiți, nu mă înțelege greșit. Cei mai frumoși copii. Sunt foarte frumoși, da, și sunt cuminți, nu ca alții, într-adevăr. Însă pur și simplu vreau să le dau un start de pornire în viață. Și aș vrea tu să mă sprijini și să mă înțelegi și să mă ajut cu chestia asta. Îți dai seama că te sprijin, doar că sufletul meu de mamă nu mă lasă să fiu așa nepăsătoare. Nu știu, mă doare sufletul când mă gândesc la ei, sincer. Trebuie să-i punem puțin la punct, trebuie să-i manipulăm un pic. Spre binele lor, să știi. Am ajuns la capătul răbdărilor cu acești copii. Pur și simplu nu știu cum să mai fac, cum să le mai explic, că ei, de fapt, nu mai sunt copii. Dragă, eu la vârsta lor aproape că îmi luasem viața în propriile mâini. Deci, fără să știu că există, căutam cu disperare. Pur și simplu, eu vreau să plec de acasă, vreau să te găsesc, vreau să te întâlnesc. Cum vine treaba asta așa? Eu am crezut că noi o să ne permitem să fim independenți, să funcționăm autonom unii de alții. Ei să plece în concediile lor artistice, culturale, pe unde se duc la festivaluri. Noi să mergem așa să ne ticnească viața că am muncit. Hey, și eu visam la asta, îți dai seama. Dar nu să-mi stea pe canapea pur și simplu ca două putori, cum să spun altfel, să încremenească acolo, să facă pânză de păianjen pe canapea în fața televizorului și cu muzica dată tare prin casă și atât. Păi dacă sunt artiști, măi, dormă. Artiști, neartiști, trebuie să-i împingem puțin în afara cuibului ca să învețe să planeze, să-și ia și ei zborul din cuib. Dar așa brusc? Parcă e prea, nu știu cum. Iubire, i-am cocoloșit destul până acum. Trebuie să punem piciorul în prag. Poate totuși ar fi trebuit să găsim o altă modalitate de a face chestia asta, nu așa. Dar ce altă modalitate? Eu nu-mi dau seama. Poate că trebuia să-i dau afară din casă, de-a dreptul. Haide, Doru, nu mai gura de tine. Știi foarte bine că n-ai fi în stare să faci lucrul ăsta. Păi da, sunt în stare sau nu sunt în stare, dar ei mi-au prins mie slăbiciunea. Pur și simplu simt că mi s-au suit în cap, de nu mai scap să-i păcălesc sub nicio formă. Asta e, mi s-au suit în cap. Sunt chiar obraznici, mi-au prins slăbiciunea. Au prins șpilul, na, normal. Și profită. Nu mă pot relaxa așa cum mi-aș dori. Îmi stă gândul doar la copii. Sper să iasă așa cum ne-am dorit. Și acum ce o să facem cu copiii până la urmă? Ce să facem? O lăsăm așa cum a căzut. Prima oară și prima oară ne-am apucat să strângem șurubul, se închide robinetul, ei o să fie puși în situația să facă ceva, să dea și ei cu nasul de realitate, să se străduiască, să aibă și ei o imaginație creativă, să vină cu o idee să facă ceva. Ăsta este primul pas. Da, mă, dar noi, până la urmă, pentru cine am muncit? Pentru cine am strâns bani în o viață întreagă? Nu pentru ei, nu pentru ei muncim, nu pentru ei ne zbatem? Da, iubire, este adevărat pentru ei, bineînțeles că doar nu pentru altcineva. Și atunci? Însă, pur și simplu, nu vreau să le dau chiar totul, până și sufletul din mine. Și te invit și pe tine să gândești... Nu este rolul să-și dea până și sufletul din el pentru copiii lui. Nu este adevărat, iubire, pe calea asta adoptată de ei o să ne bage mult mai devreme în groapă. Trebuie să-și facă și ei un nume, trebuie să-și facă și ei un rost în viață. Și trebuie să muncească, trebuie să pună osul la treabă, trebuie să aprecieze banul, să înțeleagă odată pentru totdeauna că banii nu pică din cer și nici nu vin doar de la tata din buzunar. Aici sunt de acord cu tine, într-adevăr. Acest test ne va confirma cât de maturi sunt băieții noștri. Nu avem cum face altfel, crede-mă, am stat și m-am gândit înainte foarte bine, deci este unica opțiune. Te rog, haide să încheiem discuția asta și vreau, nu știu, să avem și mai mult timp pentru noi, să ne bucurăm și noi de viață. Chiar mi-a fost dor de tine și chiar îmi doream concediul ăsta împreună. Pe cuvânt, te rog. Dar eu sunt așa de... Nu, mai lasă orice gând, lasă orice dezbatere pentru altă dată. Sperăm că după experiența asta,
copiii noștri să-și găsească un rost în viață, să facă și ei ceva constructiv. Deci, până la urmă, este vorba de un test care să-i pună la încercare pe cei doi frați. Constrânși de situație, David și Luca încearcă să facă față provocării. Haide, mă, ce faci aici? Ce faci, bună, de drumul la foc? Păi, nu trebuia să dau drumul după ce am pus ouăle? Păi, din câte știu, trebuia uleiul să fie încins. Ce ai făcut? Ți-a scăpat cutia? Mănâncă tu ulei încins. Ia, poftim, poftă bună. Ești praf, mă, băiatule, bă. Atunci fă tu. Știi foarte bine că eu nu mă bag la ragaz. De unde să știm noi să facem ouă? Mama ne făcea toate poftele. De asta nici nu suntem în stare să facem omletă. Haide, mă, sună-l pe tata să vedem ce facem, că nu vezi. Nu suntem în stare să facem omletă. Nu vezi, vai de capul nostru. Alo, salut! Tata, ne auzi? Hai, noroc, ne auzi? Ce faceți? Ce să facem? Murim de foame! Uite, încerc. Ce înseamnă asta că murim de foame? Eu sunt cu maică aici la clinică în Turcia și voi mă sunați să mă deranjați pentru lucrurile astea. Nu v-am lăsat eu vouă bani suficient? Ce ați făcut cu ei? I-am cheltuit, dar mai vrem bani. Ce, ne lași așa să murim de foame? De foame? Păi să mănânce pantalonii aia pe care și-au cumpărat. Mă, băieți, mă luați cu chestii din astea, mă, și supărați pe cuvântul meu. Nu înțelegeți că sunt la o clinică aici în Turcia cu maică ta. Ce înseamnă cum? Eu v-am lăsat vouă suficient bani când am plecat de acasă. Da, mă, tata, nu te mai supăra, dar pune-te în locul nostru. Păi, trebuiască să sunăm părinții să ne dea bani? Păi cum să nu mă supăr? Păi dacă nu știți altceva decât să cereți bani, ia spuneți, voi mai știți să umblați cu bicicletele alea? Auzi, tata, nu mai țipa, te rog, calmează. Scuză-ne, nu ne-am dat seama, suntem și noi mici. Te rog să ne ieși, nu ne-am dat seama, am încercat să facem omletă și nu ne-a ieșit nimic. Vai de capul nostru, nu e. Păi așa sunteți voi, nu vă iese nimic. Te rog, nu mai țipa. Nu mai țipa, scuză-mă, nu mai țipa. Casa geme de avuție și noi pozăm în sărași lipiți pământului. Le-a ajuns cuțitul la os. Voi scoateți ce e mai rău din mine, voi mă faceți să țip. Uite, de exemplu, voi mai știți să mergeți pe bicicletele alea dacă aveți nevoie de bani? Te pomeni că trebuie să merg cu bicicleta până în Turcia să-mi dai bani. Hai, te rog, eu nu fii impertinent și obraznic. Nu la asta mă refeream. Am un prieten care are o firmă de curierat și mă gândeam să vă trimit dacă aveți nevoie de bani să lucrați acolo pentru că să vă faceți și voi util. Serios? Cum adică, mă, serios? Păi cum, eu vorbesc la mișto? Tată, propunerea asta este una chiar foarte bună. Eu aș accepta-o. Du-te tu, eu nu mă duc. Nu e de mine. De ce, mă, tu să te duci? Tu ce ai, mă, tu ce ai, a? De ce altul micu să ducă și tu nu, a? Dar bun, că nu e de mine, mă, tată, știi și tu asta. Am altă vocație. Ăștia s-au pus pe noi. Cum așa deodată nu mai avem bani nici de mâncare? Dar mi-te bani de buzunar. Le e greu? Le e foame? Să îndure! Să îndure că și eu am îndurat toate mizerile pe care ei mi le-au făcut toată perioada asta. Băi, la vârsta ta aveam pe voi, ai înțeles, munceam, făceam un rost în viață. Ce înseamnă ifosele astea? Nu, să știți că nu-mi place deloc atitudinea voastră. Chiar mă supărați cu telefonul ăsta, chiar mă supărați pe cuvânt. Da, n-am supărat și mai rău. Bine că nu a auzit Letiția discuția. Altfel, sigur se înmuia și făcea ea într-un fel încât să le trimite în bani iarăși. Vă rog eu să nu mai mă sunați pentru chestia asta decât dacă e ceva urgent și important. Hai, sănătate! Da, sănătate! Bine, papa, bine, iubim, bine, te iubim, papa! A închis? Da. Bă, și ce-am putea să întrebăm? De mama! Ha. Nu! De care, mă? Lasă asta! A închis și nu ne-a zis dacă ne trimite sau nu bani! Oh, ție de pariți arde! Lasă, mă, că mama e bine! O sună-l, să fie bine! Sună-l din nou. Acu. Să vedem de mama, că ne-ai zăpăcit! M-ai zăpăcit cu banii! Bani! Lasă-o banii! Mama ce mai face? Bani sunt atâția, dar mama... Mai una e pe pământ! Dar să și răspundă! Da, de pe speaker. Ia vezi, mă, că ai primit un mesaj acolo, vezi, de la da, el? Da. E zice de mama? Nu. Mai rău. Ce poate fi mai rău de atât? Ați vrut mâncare? Acum primiți mâncare. Să livrăm mâncare. Poftim. Mai exact pizza. Te-a lăsat și număr. Ciprian Pizza. Păi, e o ofertă bună, să știi decât să stai în casă, să spargi jos, să nu știi să facem o omletă, vai de capul nostru, ce bărbați suntem noi. Fără bani suntem morți. Morți de foame și morți de-a binele. Tata face pe șeful cu noi și nu-mi convine asta. Și acum ce ne facem? Murim de foame? Încercăm, mă, băiatul, să vedem cu bicicletele alea, să vedem. Lasă bicicletele, fii atent. Știu eu pe cineva care ne poate ajuta să ne scoată din toată nebunia asta. Hai! Pe mine! Când este vorba să se lipească de niște bani, fie și mărunțiși, lui David îi merge mintea. De aceea pune la cale o vizită făcută cu foarte mult drag.
Ce faci, bă, mamaie, bă, arăți să rămână, mamaie. Să trește. Luminată, luminată la fața mărit ăștia pensia. E, cum mai ești? Nu e chiar așa. Nu sunt prea bine. A. Da, așa, așa, așa. Cât să supraviețuiesc. Voi? Pătrânețea, nu? Voi? Bine, și noi. Supărările cu astea. Da, ne mai bagi și pe noi în seamă. Păi cum să nu? Ce vorba e asta? După aia răspuns la telefon ultima vreme și de asta... Am tot fost plecată cu probleme. N-am. Chiar n-am putut să răspund. Te crei, mamaie? Când ai mai mulți bani, e greu, e greu. Ai ce să faci cu ei? Ce vorba e asta că am eu mulți bani? Cine te-a mințit? Nu are mamaia. Atâta cât... Nu, mamaie. Ia uite, unghiile făcute, rujată, pensată, mamă. Sunt și o femeie, n-am înțeles de când și până unde voi mă trageți la răspundere. Eu, chiar dacă am o vârstă, eu trebuie să mă aranjez, să fiu nu aranjată, cu unghii, cu... Nu? Asta e clar pentru o femeie, nu? Hai mă bun, i-am auzit la televizor, v-au dublat ăștia pensia. Era vorba să ne-o dubleze. Era vorba, deja e că... Nu e chiar deja așa. Au dat ceva, dar e aproape nesemnificat. Ceva e în regulă aici. Ori de câte ori veneam la mamaie, plecam cu cel puțin jumătate din pensia ei. Și totuși are o pensie beton. Dar de ce mă întreb de pensie? Păi vrem și noi niște bănuți, uite, scoatem și noi niște gagicuțe pe afară, mergem și noi ne aranjăm. Arde, vă, țara arde și baba se piaptă. Adică e... mama voastră știți bine în ce situație e și vouă vă arde de... Da, bunii trece, se rezolvă. Sunt convinsă de treaba asta, dar pentru asta trebuie să facem tot un efort să-i ajutăm cu bani în primul rând, că fără bani nu poți să faci o investigație, o analiză, o nimic. Eu i-am ajutat toată pensia mea acolo, am dat-o. Deci luna asta nu am oprit decât 13 lei, toți bani. M-a pus fiind în gardă cum să mă compor cu aceștia doi. Dar milă mi-e de ei, dar mai milă mi-e de Doru. Seamă bunica noastră și noi acum ce facem? Ce să faceți și voi? Faceți ce puteți până ieșim din nenorocirea asta, da, ce să faceți? Ce să putem, voi știți că... Voi știți? Știi foarte bine, da? Și tu, și tu. Garantat. În fiecare lună eu nu am păstrat pensia pentru mine, da? Da. Știu că da. Mai mult de jumătate la voi s-a dus. Că, na, doi nepoți am și eu, nu? Unde să dau bani? Garantat. La nepoți. Păi tocmai, nu? Acum înțelegeți și voi situația. Nu am de unde să vă dau. Nu am. Da, 13 bunica. Lei am. Vreți să vi-i dau pe ea? Eu vi-i dau da. Și pe ea. Vrei și pe ea să-mi iei? Încăpățâna, da. Da, că știu că mai ai. Mă pun și-ți caut în toată casa și jur că vin cu suta de milioane. Eu spun ce am, îți și arăt ce am. Tu poți să cauți în continuare. Ai pe sub milion câteva milioane, sub saltea mai multe milioane, sub perna și mai multe milioane. Au trecut vremurile astea. Au trecut. Ăștia 13 lei îi ia pe toată viața. Bun și ăștia, măi, bun și ăștia. Doamna, cu 13 lei ce să facem? Nu repatinează stomacul de foame. Mai bine mi-i lăsai mie să iau pâine mâine. 13 lei, ce să fac, mă, cu ei? Primul săracu se chinuie de ceva vreme să-i aducă pe ăștia doi pe linia de plutire. Luna asta, pare rău. Da, mai lucru și la noi 100 de fiecare, ieșim și noi în oraș, mergem și noi ne aranjăm puțin. Dar nu am, băiatul meu, nu am. De ce nu înțelegeți? Măcar să mâncăm ceva, să avem și noi să mâncăm niște bănuți, să ne luăm ceva să mâncăm în gură. Stați așa, stați așa. Hai că acum vezi să ce ne aduce. E bine, da. Scoate 100, scoate și măcar, 200 dacă da. E nevoie. Măcar strictul necesar. Oricum ne-ai văzut că e supărat, e trasă la față, cum cu mama. Hai mă, că-și revine, că-și revine și mama, lasă tu grija asta. De vină nu sunt doar copiii ăștia. O parte din vină o au și părinții. Eu le-am spus de multe ori, dar mi-am spus să nu mă bag. Da. Uite-o! Ia uite ceva, mama. Aia. Vezi-o? Tradițional. Ceva, mama. Tradițional. Aia, că n-aveți de mâncat. Uite, bani nu am. Însă de astea am tot făcut. Dar știți că eu sunt o gospodină și le-am. Vedeți și voi, vă prăjiți un cartofior, cum știți foarte bine că faceți deseori. O bucățică de carne, cred că aveți bani să vă luați pentru că v-a lăsat și taică tu bănuiești. Glumești, nu? Nu, glumesc de mama aia deloc. Mama, nu vezi. Deloc. Astea sunt foarte binevenite, să știți, și sunt foarte gustoase, că sunt de la mine. Dacă și bunica a ajuns să facă economii, e clar că ce se întâmplă cu mama nu e o glumă. Fiți și voi cu miți, nu mai ieșiți la pizza, cu fete, cu așa. Da, bunica, ok, nu ieșim la pizza, dar s-a dus lacul după unghii. Eu cum îl pun? Te duci luna viitoare când îți dă mama aia bani, da? Până luna viitoare încă și unghiile. Ei, n-am ce să-ți fac, n-am cu ce te ajuta. Lasă-mă, că n-are. Asta e, atâta ne-a dat. Crede-mă. Tot asta poate. Hai să mergem, că n-are, hai. Bine, dar găsi că tu le iei. Mai încerc cu distracțiile, că vedeți bine cum e situația. Da, da, da.
Fiți și voi cu mine, stați pe acasă, nu mai umblați rambura. Știu foarte bine. Și vă aștept la pensie să vă dea mama aia bani, da? La pensie, bunica, atunci. Lasă. La revedere. La revedere. Lasă-l, mama, nu știi cum e. Că și foarte bine că e nepot. Știu, putea să te ajute și de ce nu l-a ajuns pe fratele tău? O, brazic, e rău. N-are nimic, lasă. Au trecut de la mine multe. Stai liniștit. La revedere, vă pupă, zi frumoasă, mama aia, papa. Bine, mama. Frate, mă exagerează. N-am cum să ne supărăm pe mama aia că nu ne-a dat bani. Doare mama aia. Rămas fără nicio sursă de finanțare și fiind deocamdată un artist cam neproductiv, David încearcă să muncească. Dar după doar două zile conștientizează că munca este extrem de grea, cel puțin pentru el. Păi frate meu, uite, ca să mai te explic pentru ultima oară, poate ți-am mai explicat, nu ți-aduce aminte. Asta clar că nu-i de noi, e doar de moment. Păi ce să mai vaită băiatul ăsta, a livrat și el trei pizza și gata, cedează. E doar ca să supraviețuim, ca să nu stăm în casă, să le mai cerem alor noștri bani. Știi? Te duci, livrăm, facem treabă. Dar uite, îți promit, după 3, 4, 5 ani, garantat, o să fim la o cenărie sau la cafenea, o să bem, o să ne simțim bine și o să ne aducem aminte de ziua asta și o să râdem, ce crezi? Uite, îți propun, ia să facem un selfie acum. Hai, hai să facem un selfie. Hai, facem, hai. Să vedem și noi cum e. Aoleu, 56 de mesaje. De la cine, mă, de la livrat? De la ce? Ai pierdut comanda, ce ai făcut? Mă, de la Ana. Bă, să se despartă de mine. De ce? Deci bea muncitor, de ce s-ar despărți o fată de un bea muncitor? Pentru ea se pare că sunt pizza boy, mă, pizza boy, mă. Așa am ajuns în fața fetelor, sunt pizza boy. Munca nu-i de mine. Pe lângă faptul că mă extenuează fizic, îmi strică și imaginea. Ar trebui să te înțeleagă, dar lasă-o, frate, lasă-o, calmează-te. Mă înțelege dacă e. Nu trebuie să fii nervos, calmează-te. Știu și pierdem, suntem bărbați, asta este. Eu nu înțeleg pe David. Îmi pare rău, regretă, dar oricum fata aia nu era de nasul lui. Cred că Luca are dreptate că o să găsesc alte fete ca fosta. Dar nu era deloc momentul oportun pentru o despărțire. Mă, să-i vină lui tata. N-a vrut să ne dea bani. Absolut deloc. Nu ne-a susținut cu absolut nimic. Și bunica. Știi foarte bine că fiecare ne-a ajutat, ne-a întreținut, chiar ca niște părinți, dacă vrei să știi. Bă, da, bani, bani. Unde-s banii? Noi nu avem. Nu avem bani, nu avem fete, nu mai avem viață. Asta. Sunt pizza boy. Trebuie să supraviețuim. Pizza boy. Bă, frate, e clar. Te înțeleg. Ai nevoie de o bere. Hai, bagă bicicleta în curte și hai să mergem să ne răsfățăm. Bine, hai. Deschide-și tu așa. Hai mai repede, că mai zăpăcit, hai. Da. Hai. Luca pare să se obișnuiască cu noul statut de tânăr fără bani. Marcat într-o oarecare măsură de povestea mamei lui, încearcă să își pună în valoare calitățile pe care le are. Că părinții tăi sunt mândri că ai ajuns să cânti pe străzi. Păi ce are, mă, frate meu? Nu vezi, uite de ce e acolo. E plină. Da. Și crezi că asta e vocația ta? Da, frate, nu, uite, și eu pe strada asta m-am găsit. Care problemă? Uite și eu cât am câștigat, dar uite. Tu ce faci? Îți vrei pizza? Păi, vezi? Vrei viața mai bine. Păi vezi? Asta vreau să fie menirea mea, vocația mea. Nu vezi cu instrumente, cu muzică? E păcat de tine, tu te vezi pizza boy. Ce te vezi tu? De ce să nu? Eu chiar nu știu ce să fac să câștig bani. Cu munca nu merge, din gură nu știu să dau, din acordeon nici atât. Ce să mă fac? E foarte greu. Nu știu ce-i cu David, s-a muiat în ultima perioadă așa. Parcă nu mai are încredere în el. Gândește-te în felul următor, eu măcar o să am un salariu stabil, un loc de muncă stabil, o să am pensie când îmbătrânesc. Într-adevăr, tu o să iau un loc de muncă stabil, cum ai zis-o, dar și care e șmecheria, eu o să iau într-o noapte cât o să iei într-o lună. Da, și la bătrânețe ce faci? Nu-i problemă. Găsesc un impresar să mă ajute. Parisul e mare, nu-i problemă, înțelegi? Tu aici ce o să faci? Livrezi? Ce faci? Pizza, pizza. Tu glumeai sau tu chiar te duci la Paris? Băi, fratele meu. La Paris habar n-ai câte sunt restaurante, terase, uite aici sunt plătitele, acolo sunt plătite în euro, ia imaginează-ți. Uh-huh. Habar n-ai cât de mare este. Plus, tu de ce nu-ți găsești tu un țel să faci ceva? Uite, cu muzica lângă mine. Tu ce vezi să te faci în viața asta? Livrator? Asta ți-e menirea ție? Nu-i păcat ca amândoi? Găsesc eu altceva în afară de livrator, adică un job mai decent. Păi uite, dansuri, teatru, ceva, că se câștigă. No. Parcă văd un pic de invidie pe fața lui David.
De obicei era primul care lua decizie, dar uite că s-a întors roata. Noi am luat-o pe căi diferite și mi-e cam frică puțin. Și mie mi-e cam teamă, în loc să fi fost unul lângă altul. N-am ce să fac, asta este. Pămânești unde mă găsesc, ți-am zis, Bucureștiul e mare. Și plus că ți-am zis, vreau să plec și în Paris. Da, și Parisul și mai mare. Într-adevăr. Și cum te mai găsesc acolo? Dacă ai nevoie de ajutor, nu mai ai nici ținerea părinților. Pare rău, poate te gândești. A venit ca o lovitură sub centură vestea asta. N-am stat niciodată mai departe de fratele meu și acum o să-mi fie foarte greu fără el. Gândește-te bine, că nu plec mâine. Mai am până să plec. Poate găsesc un impresar aici, cine știe, dar gândul meu la Paris, știi? Pentru că e o țară, totuși cu totul altceva, Franța. N-am ce zice. Cum ți-am spus, nu e de mine. Eu vreau să știu că am asigurat. Nu vreau să stau, să mă culc cu gândul că dacă mâine nu se umple valiza, cum am avut-o azi. Într-adevăr, sunt zile și zile. Ieri am stat mai puțin, într-adevăr, valiza a fost mai puțin plină. Dacă am stat mai mult, uite ce s-a întâmplat. Toate lucrurile astea se întâmplă din cauza tatălui nostru, că nu ne-a mai dat bani. Ce mare brânză că plec în altă țară. Nu sunt nici primul, nici ultimul. Hai, du-te că mă țin din treabă, pleacă, hai. Da, bine, pleacă, bine. Lasă-mă, că nu vezi, se uită lumea la mine. După două săptămâni de absență, părinții se întorc acasă și se așteaptă să vadă o schimbare majoră. Doar că între timp, cei doi frați au mirosit ei că ceva nu se leagă și au revenit la vechile lor obiceiuri. Haide, dragă, poftim, te rog, intră în casă. Oh, hai să vedem ce au făcut copiii. Ce e asta? Ce caută tabloul pe jos? Doamne, ferește! Ia uite-te, mă, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ce dezastru ăsta? Dragă, și tu, că și așa, ia uite ce e aici. Păi tu vezi ce văd și eu? Ce asta, mă? Nu e posibil așa ceva. Ce e în casa asta, mă, până la urmă? Ori ne-au călcat hoții, ori ăștia doi s-au pus o demoleze. Luca, David, unde sunteți? Unde sunt copiii ăștia, dragă? Hai să vedem. Hai peste ei, nu știu, hai de sus. Nu se poate așa, da. Unde sunteți, măi? Luca! David! Băi, noi cu cine vorbim? David! Da. Băi, ce faci cu aici? Ce înseamnă asta? Ce ia uite, mă, băi, văd eu bine, ia dă-mi două părăți. Băi, ce înseamnă Caterinca asta? Ce Caterinca? Visez, băi, tată. Ce faceți? Ce să facem? Am venit acasă de la spital, din Turcia, de unde am fost. De la spital, nu? Dar ce s-a întâmplat? Au trecut vandali, ce s-a întâmplat? Ne-am jucat și noi puțin, am venit cineva, e treaba ta. La 20 de ani? Ridică-mă scaunul ăla, ce te uiți așa la mine? Băi, nu mă, lasă-l mă așa, mă, lasă-l mă așa. Ridică-mi imediat scaunul, te rog frumos. De, ridică-l mă tu. Mă, taci. Ce treaba mea cu scaunul ăla? Acum ați venit așa pe neașteptate? Da, bineînțeles, v-am dat o grămadă de SMS-uri, mă dezamăgiți, de nu ați primit mesajele noastre? Să veniți să ne luați și pe noi din aeroport. Mă dezamăgiți, ce ați făcut? Stai, ce? De la aeroport? De ce? Păi da, trebuia să veniți să ne luați până la aeroport. Ce ai pățit? Cine avea bani și-o dau taxi? Da, din Turcia nu vă oferea până acasă drum? Uite ce arăgați! Mă, măcarăți bine acum! Măi, terminați cu insolența asta, pe cuvântul meu! Nici tu nu ești bun de nimic, nici celălaltul nu e bun de nimic. Hai du-te și tu după el. Doar, hai du-te ca să se facă liniște în casă. Dragă, dar merităm și noi puțină liniște în casă. Ai exagerat la modul ăla totuși, ai fost prea dur. Adică prea vorbim despre aproape un an de zile, nu știu cum ați rezistat. Eu, unul... Ce să, nici n-am cuvinte ce să rezist, că nu mai pot, oricum iau antidepresive și așa mai departe. Nu. N-am ce căuta aici. Mă, frate. E locul meu. Mă, frate, acum este momentul să-l vezi pe tata. Ce sperați dumneavoastră să se întâmple, aruncându-i în jungla asta? Dar... Slavă Domnului că au venit întregi! Mamă, te rog, lasă-mă să vorbesc puțin. Măi, voi o băgați pe mama voastră în mormânt, noroc că am descoperit că nu este nimic grav și că practic nu are nimic. Altfel o băgați în mormânt, pe cuvântul meu, cu atitudinea asta. Deci e ok, practic, da? Practic nimic? Adică ce? Da, nimic. Și ce? Parcă vă pare rău că n-am nimic sau cum? Ia auzi, deci e tot ok, nu? Deci... Pă bune. Și acum două săptămâni... Sunteți cam dezamăgiți. Uite, măi, deci au fețele, zici că-ți dezamăgiți, că mi-e bine sau... Băi, vrei să vă spun adevărul? De fapt, mama voastră n-are nimic. Totul a fost pus la cale de mine. Sunt foarte supărată pe Doru. Trebuia să-și țină gura.
ăsta trebuia să fie secretul nostru. Părinții m-au dezamăgit foarte tare. Nu mă așteptam să mă mintă în halul ăsta. Să ne mințim și noi copiii când o să ajungem de vârsta voastră? Vai, ce concluzie ai tras tu acum, dragă, extraordinar. Exact, fix asta ne interesa. Gata, mă, ne mințim copiii, familiile, n-avem niciun stres, mergem. Nu te mai victimiza, te rog frumos, dar nu mai face oricum, pe victima. Mamă și tată, bine că ați venit. Vreau să vă spun că oricum nu o să mai stau lângă voi. Eu oricum o să plec, mi-am găsit vocația și drumul. Nu o să mai stau în România, o să mă duc la Paris. Păi cât timp voi ați fost plecați, eu am muncit. El nu prea a muncit. Mă rog, a livrat niște pizza. Dar eu am stat și am cântat în București. Și mi-am găsit vocația. Muzica ce este făcut, vocația dragă? Mea. Am muncit, mamă. Pe am muncit. Da, da, mamă, e rușine să muncesc, să bagi, să cânți, care este problema? Dacă există vreo șansă să nu reușesc, voi fi condamnat să mă întorc acasă. Și eu asta nu-mi doresc. Sănătate, numai bine. Du-te, du-te liniștit, du-te, ți să mai aștept să te caut când mi-aduce aminte. Stai puțin, Dor. Lasă-l plece. Nu putem să lăsăm să plece. Lasă-l, dragă, să plece. Și acum ce, urmezi eu să mă dai pe mine afară? Băi, ia fii atent, ție dacă nu-ți convine ceva, că m-am săturat de tine, nici tu nu ești bun de nimic, nici celălaltul nu e bun de nimic, hai du-te și tu după el. Dor, hai du-te ca să se facă liniște în casă. Dragă, dar merităm și noi puțină liniște în casă. Dar după ce pleacă ei doi, să vezi ce liniște o să fie și ce mai ați absolut nimic. Nu ți-am spus că a fost ideea mea? Ce tot o mai stresez atâta? Eu am vrut așa ca să-i demonstrez ce sunteți în stare. Eu nu mai înțeleg nimic. Ori o să trăiască după regulile mele, ori dacă nu, să plece de acolo de unde au venit. Nu știu. Să-și facă un rost în viață. Să ne lase în pace. Hai, dai drumul și tu afară. Hai, ia-ți strânge totul și hai. Dai drumul și tu după frate-o. Hai. Nu plec nicăieri. Mă duc la mine în cameră și nu vreau să fiu deranjat. Trebuie să fac rost de cașcaval imediat. Să scap din casa asta. Te arăt eu, tata. O să ne aveți pe conștiință pentru ce ne-ați făcut. Dumnezeu e sus și vede. Na, ia uite unde era cuvioasa Paraschiva și eu nu știam. Ce vrei, drag, așa trebuie să le facem, pentru că este spre binele lor. M-au nebunit copiii ăștia. Să vezi tu câtă liniște o să avem acum și ce bine o să fie. Nu e chiar așa, ar trebui să te duci după Luca. Nu mă duc după niciunul dintre ei. Să se ducă amândoi învârtindu-se, unde ori vedea cu ochii. Dacă să-i fac bărbați înseamnă să plece din casă, de sub acoperișul nostru, atunci să plece. Să plece, nu-i mai vreau pe niciunul. La scurt timp după plecarea lui Luca, și David a părăsit casa părintească având în față o lume și niciun drum conturat. Cu bani împrumutați de la prieteni, Luca a plecat în Franța, unde s-a luptat să-și găsească un rost. David a rămas în țară, dar chiar și așa a rupt legătura cu părinții. După aproape un an, la insistențele lui Luca, cei doi frați revin acasă, iar discuția dintre ei și părinți este una de la care se speră rezolvarea acestui conflict. Considerați că ați luat o decizie corectă în momentul în care, practic, i-ați împins pe fiii dumneavoastră într-un mod destul de brutal, oarecum, înspre viață? A fost ideea soțului meu, oricum, nu a fost ideea mea. Personal, consider că poate așa a fost cel mai bine. Cum poți învăța un om mai ușor să înoate? Aruncându-l pur și simplu în apă. O decizie cam riscantă, stimate domn, pentru că, na, dacă este să mergem pe metafora dumneavoastră, omul se poate și neca. Adică nici nu vreau să mă gândesc. Eu sunt la rândul meu părinte și, sincer, nu sunt de acord cu voi. Întotdeauna există o cale de mijloc. Da, nici cum vă situați în urmă cu un an și jumătate nu cred că vă pria prea tare, dar nici diametral opusul. Până la urmă, calea de mijloc era cea mai bună. Și eu i-am spus același lucru, domnul Ernest. I-am spus adică clar. Pot înțelege mica voastră minciună cu Turcia, cu da, dar de acolo voala și dumneavoastră, la... dar... Ai exagerat la modul ăla totuși, ai fost prea dur. Ai adică fost prea vorbim dur, despre aproape un an de zile, nu știu cum ați rezistat. Eu, unul... Ce să, nici n-am cuvinte ce să rezist, că nu mai pot, oricum iau antidepresive și așa mai departe. Nu, nici nu vreau pentru să... soțul dumneavoastră a fost mai ușor, doamnă? Să știți că nu a fost nici pentru el mai ușor, deși face pe... Eu știam că Letiția îi va căuta și eu parcă la momentul respectiv nu am putut așa să trec dintr-o parte. Nu a fost chip să-i găsiți. Deci am căutat peste tot. Pe rețelele de socializare m-au blocat sau nu știu ce au făcut, au ieșit ei, habar n-am. Deci nu i-am mai găsit nicăieri. Prietenilor nu știau unde sunt și n-au știut să-mi spună nimic. Până la urmă este o decizie pe care o regretați? Eu personal da și oricum nu a fost, repet, n-a fost ideea mea. Într-adevăr, nu puteam să-i spun soțului meu, nu dragă, nu facem asta, pentru că totuși... Și ce așteptări aveți de la fiii dumneavoastră? Având în vedere că n-a, practic. În primul rând vreau să fie sănătoși și să fie bine, să știu că sunt bine, sunt foarte, foarte...
neliniștită că nu știu ce s-a întâmplat cu ei, cum să dispară așa, nici autoritățile n-au reușit să ne ajute, n-au vrut să ne ajute. Sunt majori, au plecat, da, același lucru ne-au zis și ei. Eu personal îmi doresc ca lecția pe care am fost obligat să le-o dau să nu rămână fără sens sau să nu fie abătut. Există o altă variantă, o cale de mijloc. Hai măi, Doru, că n-ai fost obligat, așa ai ales tu. De ce m-ai tărmat până aici? Păi frate, n-am mai venit de un an de zile. Totuși, nu vrei să o vezi măcar pe mama? Parcă aș vrea să o văd, dar mă, n-am ce căuta aici. Mă, frate, e locul meu. Mă, frate, acum este momentul să-l vezi pe tata. Gândește-te doar cât ai putut să faci într-un an. Eu știu cel mai bine. Că n-ai vorbit cu ei, așa, cu mine ai vorbit. Acum poți să-i spui în față, poți să te răcorești acum, poți să-i spui tot. Și indiferent că nu-ți pasă sau îți pasă, i-ai spus și ai plecat. Dar acum e momentul, altădată n-ai când. Eu recunosc că lucrurile la un moment dat au degenerat. Nu trebuiau să se întâmple așa cum s-au petrecut în cele din urmă, dar am uitat de filtrul gândirii logice, pentru că din semnele pe care ei le dădeau, în loc să-și îndrepte atitudinea, pur și simplu parcă mai rău mă stârneau, mai rău nu știu, mă provocau. Pe românește ați văzut negru în fața ochilor sau ce? Ceva de genul acesta, dar într-adevăr am abandonat calea rațiunii și de multe ori am acționat sub impuls în momentul. Da, Doru, dar noi suntem părinți, noi nu putem să reacționăm la modul ăsta, înțelegi? Sănătate, numai bine! Du-te, du-te liniștit, du-te, să mai aștept să te caut când mi-aduce oamintea. Stai puțin, Doru. Lasă să plece. Nu putem să lăsăm să plece. Lasă-l, dragă, să plece. Și acum ce, urmezi eu să mă dai pe mine afară? Ia fii atenție, dacă nu-ți convine ceva, că m-am săturat și de tine, nici tu nu ești bun de nimic, nici celălaltul nu e bun de nimic, hai du-te și tu după el. Doru, hai du-te ca să se facă liniște în casă. Dragă, dar merităm și noi puțină liniște în casă. După ce pleacă ei doi, să vezi ce liniște o să fie și ce liniște. Nu ți-am spus că a fost ideea mea? Ce tot o mai stresez atâta? Eu am vrut vreau așa ca să-i demonstrez ce sunteți în stare. Vreau să mă asigur că eu nu mai înțeleg nimic. Nu, a fost un coșmar. Efectiv, un coșmar. Credeți-mă, un coșmar. Adică nu ați mai procedat la fel? Doamne, nici când nu. Doar să fie copiii bine, atât îmi doresc. Niciodată. Personal, nu știu dacă aș mai proceda la fel. Prin prisma celor întâmplate... Dacă au pățit ceva. M-am gândit dacă, adesea... Dacă, Doamne ferește, au pățit ceva. Ai uitat cum ne zicea în casă la masă aici, nici nu vreau să mai ies din cameră, ai uitat? Acum e momentul tu să arăți cine ești cu adevărat și câte realizări ai putut să faci într-un an ca bărbat, înțelegi? Haide să încercăm măcar, hai, fă-o pentru bine, mine, hai! Bine, bine, ha. Bine, bine! Hai, îi spui tot, hai. Te răcorești și asta este, spasă, nu spasă, pleci oricum, hai! Sincer, eu îmi doresc să nu se fi întâmplat nimic rău, adică eu am făcut tot acest efort. Sunteți părinților, cum să le... Da! Doriți rău. Mama! Luca! Ce vorbește de tine? Să rămână, mama. Ce ne-a zisit? Sunt bine, mama. Bine că sunteți sănătoși. Bine că voi sunteți sănătoși. Poți să iau un loc? Haideți, vină aici. Vă rog, așezați-vă. Dulce casă, mă. Simțiți-vă confortabil ca la voi acasă. Este casa lor. Asta e casa noastră, numai de când ne-ai dat afară. Da, cam așa este. Nu eu v-am dat afară. La un moment dat voi m-ați amenințat că vreți să plecați. Tu mi-ai spus că vrei să pleci. Da. Eu am vrut să iau viața în frâu, eu am vrut să văd cum este, dar să știi că n-a fost așa de ușor. Chiar să știi, mi s-au întâmplat mai foarte multe chestii. Mai devreme spuneați că ați văzut negru în fața ochilor. E adevărat. Și că a fost un impuls de moment. A fost un impuls până de moment. Până la urmă, nu sunteți curios? Ce s-a întâmplat, băieți? Cum ați reușit să vă descurcați? Văd că de bine, de rău, sunteți întregi, slavă Domnului. Măi copii, stați puțin, până la urmă ce rău v-am făcut eu vouă? Păi am vrut să scot din voi bărbați, să nu mai fiți fetițele care erați. Și-a vorbit? După ce terminăm aici, dăm o raită prin magazine, vedem și noi niște haine, ceva, reduceri. Da, sunt curios, mergem, David. Hai, așa. Altă treabă ce avem. Așa te vreau. Uite mă că venim. Bună! Bună, bună! Bună! Tocmai vorbeam cu fratele meu, tocmai ziceam, dar mai bine. Eu ți-am zis să stai liniștit. Da. Mă scuz. Te rog. Da. Sper că o să fie bine, având în vedere ce afară e un frig. Te-am mai îngrijorat atât. Stai mă relaxat. E așa de greu să stai relaxat. Pă bune acum. Da, mă, da. Cine le-a pus la dispoziție cardul, banii? Eu?
eu întotdeauna am avut grijă de ei să nu le lipsească nimic, însă la un dat m-am panicat pentru că am înțeles că nu se putea altfel. Tată, tu ne-ai oferit. Ne-ai oferit chestia financiară, dar de fiecare dată când voiam să fac ceva, tu mă închideai în mine, nu știu, mă batjocoreai într-un fel de nu vreau să mai fac chestia aia niciodată. Auzi, doamne, îl face și acum. Era o barieră, mă, omule, pentru noi. Cum să fiu, dragii mei, o barieră pentru voi? Pentru că, uite, după un an de zile stați în aceleași locuri în care nu vă mai dezlipea nimeni nici cu șpacul de acolo. Frumos. Imaginea asta mi-aduce aminte de ceva care eu am încercat să scap. Mă bucur pentru voi că sunteți sănătoși. Dar eu v-am făcut așa să reușiți în viață. Altfel, nu știu ce ați fi realizat. Tată? Era mai bine să fi fost în... Așa ai reușit tu? Dacă ar fi să dăm timp înapoi, cine ar fi putut atunci să vină să-mi dea o altă soluție pentru ei? Pentru că nu exista cală de înțelegere. Dar cum dragă să spui eu așa pe tine ceva? Am căutat să te echilibrez tot timpul. Comportamentul tău a fost prea nu relaxat față de ei. Nu uita că eu sunt mamă și nu mai mă arăta cu degetul, da? Și tu ești tată și trebuia să-ți faci treaba de tată, eu da? Mi-am făcut datoria de tată din dacă punctul meu de vedere. Model, am scos bărbații. Nu au avut un model masculin înseamnă dacă ei nu s-au comportat. Guceris, mă, tată, la mama am văzut cu sound, dacă erai tu, poate ne învățai altfel și nu cu ne arătai tu cu old school și cu tot felul de nebuni. Dacă îți făceai treaba de tată, poate nu mai eram dar eu. Dar pentru voi a contat abordarea lui, adică dacă el nu v-ar fi luat peste picior, dacă el nu v-ar fi jignit, ați fi putut să vă apropiați mai mult da, de el? Da. Măi, vouă nu vă este rușine, nu vă aduceți aminte la un moment dat înainte să plecați când v-am rugat să mă ajutați să reparăm o draperie banală în casă. Voi nimic, mă ignorați total. Cum aș fi putut eu să comunic altfel cu voi? Voi mă acuzați pe mine? Da, Ernest, ei mă acuză pe mine că eu sunt un om lipsit de comunicare, de toleranță, de înțelegere. Dar oricine ar fi fost în locul meu, ce ar fi putut să facă? Are lumea asta nevoie și de pictori, și de muzicieni, și de oameni de teatru, și de actori. Dar ca și părinte, scopul și menirea ta care este, nu? Să vezi ce zace în copilul tău și să încerci, dacă reușești să-ți dai seama de asta, să încerci să îl ajuți să ajungă acolo unde și-ar dori el. De ce este adevărat să creezi o punte în acest sens? Tu, mai nu, el vrea să-și impună doar punctul lui. Asta ai făcut doar punctul tău. Nu, tu ai mers ideea aceea. Dacă bunicul a fost medic, dacă eu am fost medic, păi... peste cadavrul meu, tot medici o să fiți. Îmi pare rău, așa îmi cer scuze. Fost, da. Așa a fost. Nu, îmi cer scuze, însă eu nu am activități din astea să merg la salon. Păi eu n-am fost în viața mea la salon ca să mă epilez, ca să mă pensez, să mă tun. Eu am fost în cel mai rău caz la un frizer. Haideți, dragă, trebare, suntem în 2021. Odată să fi încercat și tu, odată să te relaxezi, da? Nu te epilai, ok, bine. Nu-ți smulgeai sprâncenele. Și mai bine, mă, să te relaxai și tu cu noi. Odată. Îmi pare rău, dar eu nu am activități de relaxare de genul pe care îl aveți voi. Inclusiv, eu vă dădeam... Asta înseamnă, încearcă, că asta înseamnă că tu ești ca o stâncă de granit și te aștepți ca toată lumea să se muleze funcție de tine. E șocant că tu nu ai ajuns să descoperi care ar fi aptitudinile fiilor tăi. Eu vedeam în casa asta decât că mustește-a cultură. Peste tot erau numai replici de teatru, peste tot numai muzică. Așa, dar, și dar, ce-i cu asta? Dar, și? În esență, ei nu făceau nimic. Nu știau să pună nici măcar untul adică pe pâine. Pe dumneavoastră v-a deranjat ne-ai faptul că măcar? Nu aveați acei bărbați. Nu? Păi dacă ei se îngrijeau în oglindă mai mult decât nevastă mea, decât mama lor, eu nu mai înțeleg nimic, nu știu. Da. Până la nu urmă, este adevărat. Cumva au fost sprijiniți, îndrumați să facă asta. Lăsați, nu? Nu cred că de la vârsta de 5 ani asta a fost pasiunea lor. Auzi, tată, dar mai bine de cine ai încercat tu altceva? De ce mereu ai vrut să pui tu, să mă pui tu pe mine să țin o ciocană în mână? Că mai bine mă altceva scoteai, ce? Că ce? Mă scoteai la ateneu, la operă, dragă, la teatru. Dar ce, tu nu știai ce activitatea lui? Draga mea, tu nu știai că te-ai căsătorit cu un inginer? Stai puțin, poate așa eu nu am acest lucru. Așa și? Și ce treabă are, tată? Toate tâmpenile astea. Și ce treabă are? Dar de ce nu numești tâmpenii? Că nu înțeleg de ce le numești tâmpenii. Pentru că de multe ori asta te am văzut la mine în familie. Adică stai puțin, tu, inginer, nu este o tâmpenie, dar arta este o tâmpenie. Sau nu înțeleg ce nu, vorbim nu despre fiii dumneavoastră. Și aici îmi dau seama că, bun, aveți o problemă că ei nu au călcat pe urmele dumneavoastră sau pe calea pe care v-ați imaginat-o că asta vreau eu pentru copiii mei. Au avut o reavoință. Și aici aveți o problemă. Problema este ei, pentru că au avut o reavoință. Au fost rău intenționat. Te rog, nu mai spune să încetezi. Pe tine ce te face fericit, împlinit, ca și meserie? Muzica. Muzica este vocația mea, de asta am și decis să plec. Trebuie un har, nu? Ca să faci asta. Uite, bănuiesc că nu oricine are ureche muzicală. Sigur. Bănuiesc că, ok, oricare dintre noi ar putea să învețe să cânte la un instrument.
Dar îți trebuie un har, îți trebuie normal, ceva talent, aparte normal, să poți să faci din asta o artă. Da. Ai fost în viața ta la o piesă de teatru? Bineînțeles, dar ce crezi că sunt un troglodit din pădure? Așa, și nu ai fi fost mândru să mă vezi pe mine acolo pe scenă? Și pe mine în orchestra acolo jos? Nu ți-ar fi plăcut? Însă, dacă eu nu făceam ceea ce am făcut și dacă nu acționam și dacă mă luam prea mult după maică-ta, voi ajungeați niște ratați. A, gata, ajungeați niște oameni al străzii. Asta ajungeați voi străzii. Mi-a fost un an întreg om al străzii. Și eu la fel ca el, dacă vrei să știi. Crezi că în Franța e ușor? Deci tot crezi așa că e ușor? Însă vă văd întregi, vă văd normal, vă văd bine. Asta vă văd este până la urmă meritul. Am avut noroc. Meritul lor, corect. Ca să știi foarte bine că n-a fost ușor și chiar așa cum crezi. Pentru că am crezut eu în voi, de aceea, pentru că am crezut în voi. Hai, în momentul când mi-ai spus că vrei să pleci de acasă, eu am știut că o să te descurci. Am știut pentru că așa am plecat și eu, poate la vârsta voastră, da, de acasă, de la părinți. În momentul în care a avut loc acea ceartă, fiul dumneavoastră, practic, tot asta vrea să facă. Muzică, nu? Muzică, da. De David ce tot asta vrea să facă. Teatru, nu? Ernest, îți spun cu mâna pe inimă. Ce impact mare a avut, adică tot acolo au ajuns, dar pe un drum mult mai greu și anevoios. Eu nu spun că era bine cum se comportau ei înainte, că totuși la vârsta voastră să nu fii în stare să-ți faci ceva de mâncare sau așa să este, nu vrei da, să pui da, mâna să-ți... Că aici vezi, Doamne, este vina mea că i-am lăsat, nici așa nu e bine, da. De mâncare, cale da. De mijloc. Ce cale de mijloc? Eu nu-mi imaginez ce altă cale de mijloc ar fi putut exista. Adică dacă eu nu i-aruncam în gura lupului, el nu ar fi... Mamă, tată, voia să fi fost mort? Era mai bine să fi fost în sicriu? Era mai mulțumit așa? Nu trebuie să exagerăm acum și să extrapolăm. El nu și-ar fi găsit niciodată un job de unul singur. Gata, gata, și el niciodată nu ar fi avut plin de inspirație pentru tot ceea ce a realizat. Vino un pic să ne calmăm. Ar trebui să-l mulțumim. Gata, gata, gata. Ar trebui să-l mulțumim. Te rog frumos să încetezi. Asumă-ți că ai greșit și gata, încetează. Nu mai fi atât de orgolios. Dragă, dar nu e vorba doar de orgoliu. Mi-e frică să nu ne întoarcem la vechile obiceiuri. Nu ne întoarcem la niciun obicei. Și ce vrei să ne întoarcem? Să plece copiii de acasă? Unde vrei să ne întoarcem? Am avut un noroc chiar că Franța nu este ușor. Nu este ușor să stai aici, să cânți aici. Nicăieri nu este ușor să o iei de la zero și să nu ai absolut nimic. Eu tot ce am făcut, am făcut pentru ei și de ochii lor. Dar eu știu că tu le-ai vrut binele, însă modul de a face a fost unul greșit. Indiferent de decizia voastră pe care voi simțiți să o luați, eu am să vă respect și pentru mine totdeauna ușa casei noastre va fi deschisă pentru voi. Te rog, nu mai mă trage, nu mai mă trage în halul ăsta. Cum să nu te mai trag, Doru? Păi tu continui cu comportamentul ăsta așa, tu tot așa atitudinea asta o ai? Îmi știrbești orice personalitate, orice prestigiu în fața lor. Lasă-mă cu personalitatea ta, ce vrei să-mi pierd iarăși copiii? Dar ce vrei dacă sunt niște mucoși care nu recunosc că ei dacă au ceva realizări le au datorită mie? Niște mucoși, ce vrei să spun? Tu nu-i vezi că parcă zici că nici nu s-au schimbat. Eu dacă pierd copiii din nou, de data asta chiar divorțez, da? Nu ne mai vezi nici pe mine, nici pe copii. Dacă... Eu nu pot să trăiesc fără copii, mei, înțelegi? A fost un an de coșmar, da? Am trăit cu antidepresive, a fost foarte greu pentru mine, eu nu mai vreau să trăiesc prin așa ceva. Și ție ți-a fost greu și știu foarte bine, pune-ți cenușa în cap, asumă-ți că ai greșit și gata, încetează, nu mai fi atât de orgolios. Dragă, dar nu e vorba doar de orgoliu, mi-e frică să nu ne întoarcem la vechile obiceiuri. Nu ne întoarcem la niciun obicei și ce vrei să ne întoarcem? Să plece copiii de acasă? Unde vrei să ne întoarcem? Bine, 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 nu mai mă zăpăci și tu, te rog, parcă zici că te-ai luat după ei, te-au influențat deci ca de fiecare dată. Deci te rog frumos să încetezi, nu mai vorbi așa cu ei, nu-i mai lua așa pentru că dacă pleacă din nou copiii, îți repet, rămâi fără mine. Deci eu divorțez în secunda 2. Nu era de ajuns că mă amenință ei tot timpul, mai trebuia nu să mă amenință. Nu te amenință nimeni, Doru, nu te amenință nimeni, dar atitudinea ta este una foarte greșită, da? Dacă lucrurile sunt așa cum sunt, sunt datorită mie, eu am fost singurul care m-am zbătut. Păi eu le-am dat bani, eu i-am întreținut, eu le-am făcut toate mofturile și la un moment dat trebuia să le dau și o șuntă în fund ca să... Și unde am fost? Păi e adevărat, am avut și concursul tău, dar nu tot timpul, de multe ori tu le-ai luat prea mult partea. Eu sunt mamă, să nu uiți asta, Doru, să nu uiți asta. Da? Da, ești mama, într-adevăr, da, sigur.
sigur. Însă deci... și eu sunt tată, lasă-mă să-mi joc rolul de tată. Deci trebuia cineva să ia atitudine. Mama într-un fel s-a schimbat, tata nu prea. Tot mama, așa este, exact cum am plecat. A fost mereu moale cu noi, doar că dar din tata o manipula. Să rupeți complet legătura cu părinții voștri? Nu v-ați gândit puțin că te poți îmbolnăvi de stres, de dor, așa este, de griji? Da. Da, așa este. Eu când eram în Franța, mereu plângeam la telefon, mereu mi-era, voiam să sun, voiam, dar nu voiam într-un fel, pentru că ce mi-a făcut tata de m-a făcut să mă închid în mine, de să plec, n-am mai vrut pur și simplu să-i sun, să tai tot accesul, numai pe chestia asta. Bun, dar ați privat-o și pe mama voastră de asta. Pentru că știam că tata poate umbla prin mama. Poate tata îi zicea la mama, sună-i, dă să vorbesc eu. De asta am și teat chestia aceasta, domnule Ernest, n-am făcut-o așa la mișto. Plus tata am avut și un norochior. Am avut un norochior, că în Franța nu este ușor. Este ușor să stai aici, să cânti aici. Nicăieri nu este ușor să o iei de la zero. Garantat. Și să nu ai absolut nimic. Garantat. Nicăieri nu este ușor. Garantat, dar să știți că într-o bună zi, într-o zi cu soare, eu treceam pe acolo, prin Paris. Și era o cafenea. Era o melodie jazzistică foarte frumoasă și m-am pus acolo. Într-un fel am scos acordeonul și am început să cânte la un sun cu acea piesă. După ce s-a terminat piesa, surpriză mare. Și eu am fost uimit de ce am fost acolo. Publicul m-a aplaudat, toți. Și ce crezi? Norochior a ieșit manager de la acea cafenea și mi-a propus o ofertă de nerefuzat pentru mine. Să cânt la acea cafenea. Plecarea de acasă a lui Luca, oarecum forțată de tatăl lui, a însemnat pentru el o trezire brutală la realitate, însă într-un final asta l-a ajutat să-și găsească un drum. Sigur, se poate vorbi și despre șansă, dar este important faptul că tânărul muzician a crezut în această șansă a lui. Pentru mine altfel a fost povestea. N-am avut acel noroc. Singurul noroc pe care l-am avut a fost că m-ai ajutat. Păi nu ești tu fratele meu cum? Da. Te refuz eu pe pentru tine. Pentru că prietenii mei nu mai mi-erau prieteni când am început să fiu falit. Când eu mergeam, băteam la ușă, te rog, ajută-mă și pe mine cu 50 de lei. Nu mai pot, mi-e foame, mor aici de foame. Nu. Îmi închidea ușa, fără nicio remușcare, și a fost tot. Și asta l-am și ajutat. I-am zis, apelează la mine pentru că prietenii azi sunt, mâine nu mai sunt. De-aia sunt lângă tine toată viața, pentru că sângele meu curge exact prin sângele lui. Exact. Și plus că... Și voi puteați să procedați altfel, da? Cât ați fost binemersi aici, în această casă. Nu, nu, nu. Puteați să încercați totuși, adică nici voi nu ați mișcat un pai. Nici voi ați luat-o de-a gata, wow, suntem bogați, ce bine. A, am greșit-o și noi acum, având în vedere că mama de bogat ai fi, da? Trebuie să înveți să te descurci. Eu tot ce am făcut, am făcut pentru ei și de ochii lor. Dar eu știu că tu le-ai vrut binele, însă modul de a face a fost unul greșit. Înțelegi? Asta încerc să-ți spun și vreau să încetezi, da? Vreau să încetezi, să-ți asumi, să-ți cer scuze, da? Și să mergem mai departe ca o familie normală. Bine, nu prea este felul meu să-mi cer scuze, dar dacă tu asta vrei și asta îți dorești... Fie, mergem și pe mâna ta. Sunt copiii noștri, da? Noi i-am făcut, noi i-am crescut, noi i-am educat. Sunt copiii noștri, ai dreptate, da, sigur. Bine, o să mă calmez, o să intru acolo în camera aia cu tine împreună, ținându-ne de mână și bine, o să-mi ajustez discursul și o să încerc să spun și ceva de bine, ceva încurajator, da. Vreau să-mi păstrez familia, vreau să vă am pe toți în viața mea. Super. Asta am realizat când am plecat. Că pot să fiu și eu om, că pot să fac și niște chestii pe care în casa asta niciodată nu le puteam fi. Ce se întâmplă de aici încolo? Ce se întâmplă cu relația cu părinții voștri? Din punctul meu de vedere, având în vedere că sunt părinții și părinții nu-i găsești la magazin pe raft într-un supermarket, o să iert. Pentru că sunt, e mama și tata. Serios? Da, eu iert. Eu iert și iubesc în continuare și mă simt foarte împlinit. Ultima oară când am dormit, să știi, vezi că am dormit pe o bancă în Paris. Acum pot să dorm și eu liniștit în pat. Alături. Cred că sunt mai comode decât cele din București. Nu știu, de-aia ți-am spus exact ce simt. Ați ajuns să discutați care bancă e mai comodă? E un lemn? N-ai idee. Nu cred că există... Da, vină mamă, gata?
Eu mă întreb de ce a fost nevoie să treceți prin asta. Pentru că și voi ați greșit. Cu toții ați greșit. Și sunteți o familie. Și tocmai de aici vine puterea unei familii. Când cineva greșește, cel de lângă încearcă să-l ajute și să-l pună pe calea cea bună. Acum, hai să dăm cărțile pe față. Nici voi nu v-ați dorit. Și vouă va conveni situația. Și el vă lua peste picior, dar ce voi făceați la fel oarecum. Cred că a fost... La vârsta voastră e rușinos să nu știți să vă descurcați. Da, așa este, da. Poate că a fost mai mult vina mea, că i-am cocoloșit foarte tare și i-am răsfățat și nu i-am lăsat să facă lucruri. Ernest are dreptate. Vina părinților este una comună. Dacă Doru a intervenit prea târziu și prea brutal în educația copiilor, Letiția, protejându-i excesiv, nu i-a pregătit deloc pentru viața reală. Și sincer, nu m-aș fi gândit că o să ajung din nou pe canapeaua asta. Dar n-ai cum. N-ai cum. Uite, Luca, mamă, știu că sângele, apă nu se face. Corect. Niciodată, să știi, niciodată sângele, apă nu se face. Eu aș fi foarte curios să văd când o să aveți voi copiii voștri, cum o să puneți problema cu ei și cum o să-i motivați? Cum o să găsiți voi o cale de mijloc? Uite... Tată, să știi că în orice caz nu cum ai încercat tu, o să mă bag pe suplela lor. Clar. Tu într-adevăr, ne-ai oferit tot. Tot ce se putea, chiar și luna de pe cele ai putea să ne dai. Da. Dar tu trebuia să fii fost altfel. Empatia. Altfel. Tu ai încercat să ne faci bărbați, dar într-un alt mod, nu într-un mod pe care îl fac pe care. Prea agresiv. Prea agresiv, mai ales eu să plec la 3000 de kilometri, să nu știi de mine. Da, el. Era aici, lângă voi. Tata, tu știi cum a mers empatia la tine? Cu cașcavalul. Ne dădeai cașcaval, era empatie. Nu ne dădeai cașcaval, cam așa ceva, făceam catră nu toți cam prin așa casă. Ceva, da. Mai aveam puțin, dar eu cu copiii mei, asta e o lecție pentru mine. Dar eu cu copiii mei o să am grijă toată viața că te trăiesc să nu fiu cum ai fost tu cu mine. Dragii mei, eu vă iubesc la fel de mult ca în prima zi în care v-ați născut, chiar dacă ați devenit adulți acum. Mie îmi pare rău dacă în anumite momente nu am știut exact cum ar fi trebuit să mă comport cu voi. Credeți-mă că acest an care a trecut fără voi a fost dificil și pentru mine. Indiferent de decizia voastră pe care voi simțiți să o luați, eu am să vă respect și pentru mine, din punctul meu de vedere și al Letiției, mama voastră, întotdeauna ușa casei noastre va fi deschisă pentru voi. Întotdeauna ușa casei noastre va fi deschisă pentru voi și vă așteptăm cu drag înapoi în sânul familiei când veți simți voi nevoia să o faceți. Educația unor copii este un proces continuu, gradual, care nu poate începe doar în adolescență. Dacă în primii ani de viață și în copilărie nu ai pus bazele unei creșteri armonioase în pragul majoratului, este greu să mai repari greșelile adunate în ani de zile. Evident, cei doi părinți au greșit, iar Doru a încercat brutal să-i educe la 20 de ani. Însă vina nu aparține doar părinților. David și Luca sunt deja majori și nu vor putea mereu să-și acuze părinții pentru lipsa lor de ambiție și de interes în a-și croi un drum în viață. De acum înainte, reușita acestei familii ține de o imensă capacitate de dialog și de multă bunăvoință. Să sperăm că atât copiii cât și părinții vor înțelege că aceasta este singura cale de a îndrepta ce se mai poate îndrepta. Măi, mama, așa se merge la un casting, îmbrăcat mai sexy, mai așa, să atragi privirea, să-ți vadă omul ăla corpul, nu? Păi și cu ce te ocupi tu dacă te îmbraci așa? Ia spune-te-o mie. Poți să spun Lori, apropo? Da, sigur, de ce nu? Poți să-mi spui cum vrei. Se pare așa un nume de divă, să spun așa. Era ok să fii tu cu mine acolo. Mă simțeam mai în siguranță dacă erai tu cu mine acolo. Ascultă-mă un pic, nu e problema de asta, înțeles? De asta merg cu tine astăzi, ca să fie totul bine, să aranjez. Ca mâine să nu ai probleme. Dar ce credeți? Sunt gravidă și nu știu cu cine. Cu care din voi doi? Ce spui? De dacă tot îți place așa de mult să joci într-un film, de ce n-ai încercat la teatru? Cum ce adică? Ai auzit? Sunt gravidă. Cum? Adică ce zic? Cum adică ești gravidă cu nu știu care din voi doi? Simplu, sunt gravidă și nu știu care din voi doi este tatăl copilului. Dumneavoastră sunteți soția al domnului Mișun, dacă nu mă înșel, nu? Vreau să vă spun, dacă știți ce face soțul dumneavoastră împreună cu prietenul lui, Paul.